Buonasera, ci viene Alexia qui prof online. Buonasera Alessia, buonasera, bene di vederti, no? So speriamo farti Clark, ne am propus așa să continuăm lecția de aseară, i-a rămas undeva acolo, nu, în stand-by. Da. Și cu ce să începem din nou? Să începem cu Doamne ajută. Doamne ajută să facem o lecție frumoasă de nou. Dar așa cum ne-am spus, o să începem cu o mică discuție despre din Biblie și ți-a rămas ție capitolul 3, parcă, nu? Așa, foarte bine, foarte bine. Hai să ne uităm un pic, să vedem câteva lucruri de acolo, să vedem dacă eu mai mi-amintesc câte ceva și să discutăm un pic, te rog. Da, în primul rând m-au auzit foarte bine. Te aud foarte bine, da. Ok. Deci am rămas la... Capitolul 3, da? Da, la propovăduirea lui Ioan Botezătorul. De acord. Așa, și spune așa, e prima idee principală. Primul verset, așa se zice, da? Primul verset. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia pustia iudeii. 2. El zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Stop, stop, stop. Deci, haideți să discutăm un pic despre Ioan Botezător. Tu ai auzit ceva despre Ioan Botezător? Iată, nu, eu cu nevrednicii port numele Sfântul Ioan Botezător. Da. Dacă ai auzit, ai auzit, nu? La lecțiile de religie. Da, normal că am auzit de el. Sigur că da, sigur că da. Știi cum îi chema pe părinții lui Sfântul Ioan Botezătorul? Zaharia și Așa, și Elisabeta. Elizabeta. Zaharia și Elisabeta. Zaharia era la templu, era preot și tocmai ei ajunsese la o vârstă înaintată și nu aveau copii și erau triști așa în sufletul lor. Și cu toate că se rugau continuu ca Dumnezeu să îi binecuvinteze cu copii, dar iată, timpul a trecut și într-una din zile, când Zaharia se afla de serviciu ca preot la templu și odată pe an se intra în Sfânta Sfintelor, să zic așa, adică se intra dincolo de catapeteasmă, adică cum ar fi acum Sfântul Altar la noi, dacă înțelegem bine, da? Ei, acolo nu se intra decât o singură dată pe an și cu gândul de a se aduce jertfă Bunului Dumnezeu pentru păcatele multora celor care erau acolo, nu în biserică. Și deodată, în momentul în care slujea și a intrat în Sfânta Sfintelor, se pomenește Zaharia cu îngerul Arhanghel, care spune: uite, Dumnezeu a auzit rugăciunea ta și voi veți avea un fiu. Dar Zaharia spune: nu cred, nu cred. Eu nu cred. Când zice, la vremea asta, soția mea este înaintată în vârstă, apoi și eu. Și ei, dacă nu crezi, ține minte, din clipa asta vei muți. Adică nu vei mai putea vorbi până când se va naște fiul tău. Și s-a întârziat în biserică, era mult zumzet acolo la templu, toți se întrebau ce se întâmplă din târzii. Când a ieșit, n-a putut scoate nicio vorbă. Și doar făcea semne și toți au priceput că a fost vorba de o anumită, să spunem, înștiințare, că lui s-a întâmplat ceva deosebit. Și atunci, așa chiar așa s-a întâmplat, soția sa, Elisabeta, a fost și ea înștiințată că va avea un fiu și toată perioada asta de 9 luni de zile, el a stat doar în forma asta, n-a avut nicio șansă să vorbească. Deci nu toți se uitau, el nu putea să vorbească, în stare de muțenie. Și în momentul în care s-a născut Sfântul Ioan, în clipa aceea Zaharia a primit și mesaj cum să se numească fiul său. Și s-a spus că Ioan se va numi Îngerul Gavril, asta i-a spus.
Și atunci pe o tăbliță el a scris Ioan și în clipa în care a scris Ioan a fost întrebat și el, să înțelege că a fost întrebat cum se va numi el. Toți așteptau să fie numit altcumva, sau de regulă tot Zaharia, pentru că se păstra din tată în fiu numele. Ei bine, nu s-a întâmplat așa și el a scris pe tăbliță Ioan. Și așa, atunci, în clipa aceea, a vorbit. Deci în clipa în care a spus Ioan, a și vorbit. Iată așa a apărut Sfântul Ioan. Acum ne întoarcem un pic în timp. Despre Maica Domnului, tu știi cum îi chema pe părinții Maicii Domnului? Deci părinții Maicii... Parcă, Sfânta Ana. Așa. Ana și Sfântul era un nume Ioachim. Așa. Ioachim și Ana. Minunat. Mă bucur tare mult. Chiar mă bucur foarte, foarte tare mă bucur. Da, prin clase mici ne-a spus și am reținut. Da, asta e minunat. Uite, acum trăiesc așa sentimentul de bucur să dea bunul Dumnezeu să reușim și la ceea ce avem să facem la lecții. Vezi? Contribuția ta este esențială. Eu acum chiar mă gândeam, cum se numea, am uitat. Și tu ai făcut efortul foarte bun și ai și ți-a amintit Ioachim și Ana. Deci părinții se numeau Ioachim. Aceștia erau tot așa înaintați în vârstă și erau cu frică mare de Dumnezeu. Ei erau tot timpul la slujbe și fiindcă ajunsese la o vârstă înaintată și erau socotiți pe vremea aceea, cei care nu aveau copii erau socotiți ca fiind cei care au păcătuit și ceva s-a întâmplat, dacă Dumnezeu i-a pedepsit pentru că n-au copii, asta era foarte vizibil. Și ei, nu, când duceau jertfă, erau ultimii. Deci stăteau la rând toți ceilalți, dar ei ultimii erau așezați. Și de data asta, într-una din zile, se întâmplă așa. Când se apropie de să ducă și ei ultimii jertfa, preotul care era atunci spune, nu vă mai primesc. Gata, din clipa asta nu vă mai primesc jertfa. Nu era destulă suferința lor. Nu era destulă durerea imensă pe care o aveau. Iată că mai primesc și această mare, mare umilință în văzul tuturor că nu le primește jertfa preotul. Și pleacă foarte triști. Plângând, amândoi au plecat și au spus, Ioachim mi-a zis, Ana, știi ce fac eu? Eu am să mă duc la stâni, la acolo unde avem noi stânile cu oi și ce avem noi acolo și am să stau acolo 40 de zile în rugăciune și am să mănânc foarte puțin, foarte puțin în post și rugăciune, că poate Dumnezeu ne va ajuta și ne va auzi ruga. Ana a spus și ea, și eu mă duc, am să mă duc acolo, am eu un loc special și pe Valea Hozevei, o peșteră, în care Ana a stat 40 zile și 40 de nopți, adică zi de zi, 40 de zile cu nopți cu tot în peștera respectiv, s-a rugat și ea, individual, plângând. Așa? Este locul în care în peștera aceea Sfântul Ioan Hozevitu va fi ajuns. Deci Sfântul Ioan Hozevitu din România a ajuns acolo și a stat în peștera Sfintei Ana. Acum mă întorc. Și după 40 de zile, cine crezi tu, ce înger ajunge și spune, le transmite mesajul? Plângând se dă în rugăciune, care este îngerul acela care se ocupă cu treaba asta, cu vestea cea bună? Îngerul Gavril. Da. Îngerul Gavril ajunge și le spune, gata! Gata, Ana și tu, Ioachime. La amândoi se prezintă și le spune, rugăciunea voastră a ajuns acolo sus la bunul Dumnezeu și Dumnezeu a hotărât, veți avea o copilă. Exact ce vor avea, o fetiță. Și ea va fi cea care va avea un rol deosebit în evoluția omenirii. Și mâine știi ce zi important este? Ia să văd. Mâine? Da. Deci mâine este 21. Da, 21. 21 noiembrie. Așa. Eu să zic
cu cruce roșie, adică este sărbătoare cu adevărat, mare sărbătoare, intrarea Maicii Domnului în templu. Adică, mai clar, deci ei au făgăduit-o în rugăciunile lor, Ioachim și Ana, au spus așa, dacă vom avea un copil, noi îl vom dărui, ți-l vom dărui ție, Doamne, că nu-i de la noi, e darul tău. Deci iată că Maica Domnului apare ca un dar al lui Dumnezeu și ei nu stau pe gânduri, fiind și înaintați în vârstă, nu stau pe gânduri și la 3 ani, la vârsta de 3 ani, Maica Domnului e condusă la templu. Deci e condusă și dăruită lui Dumnezeu. Știi ce se întâmplă, Alesia? Mâine este intrarea Maicii Domnului la templu. Așa? Deci la 3 ani ea este. Și cât erau scările de înalte, ea merge bun Dumnezeu, o conduce perfect și urcă scările templu. Scările erau atât de înalte cât era ea de înaltă. Dar ea pășea așa de ușor, treaptă pe treaptă, de treaptă de treaptă, deci cu o ușurință de neînchipuit. Și ajunge la templu, nu stă pe gânduri, nu mai întoarce capul, nu și ia la revederi, la părinți, și acolo trebuia să ajungă. Și stă în Sfânta Sfintelor, adică acolo unde odată intra preotul, stă în Sfânta Sfintelor și este hrănită de îngeri. Îngerul Gavril este cel care o hrănește toată perioada asta. Iar când face 15 sau 16 ani, așa, dacă mi-amintesc bine, ea este locotită cu Iosif și atunci, în clipa aceea, îngerul Gavril, care se ocupă de toată lucrarea aceasta, îi spune, uite, îi se prezintă într-una din zile ei și îi spune, uite, bucură-te ceea ce ești plină de dar. Îi se adresează, îi se închină îngerul. Dacă până acum îngerul Gavril îi aducea de mâncare acolo în Sfânta Sfintelor, de data asta îi se închină și ea este surprinsă. Este obișnuită cu îngerul, dar este surprinsă, foarte tare surprinsă de faptul că îngerul se închină și îi spune, bucură-te ce ești plină de dar, Domnul este cu tine, binecuvântat ești între femei și binecuvântat este rodul pe care le vei avea tu, pentru că tu vei lua și vei avea un fiu și acesta fiul lui Dumnezeu se va numi. Și în felul ăsta, în clipa aceea, Îngerul Gavril este cel care ajunge cu mesajul și ea este șocată. Este șocată că îi spune că la Duhul Sfânt. Duhul Sfânt o va umbri și ea va avea un fiu. Ei, în momentul acela, ea, sub starea aceea de șoc, se duce la Elisabeta, care era în 6 luni, și-l avea pe Sfântul Ion. Ea, verișoare erau. Deci, Maica Domnului cu Elisabeta, mama lui Sfântul Ion, erau verișoare. Și ea ajunge la verișoara ei și când o vede, verișoara, când Elisabeta o vede, Sfântul Ion îi se închină Domnul nostru Iisus Hristos și se umple de har, de Duh Sfânt. Și ea, pentru prima dată când verișoara Elisabeta îl mărturisește pe Hristos, zice, ce înseamnă asta ca Domnul, ca să vină la mine, să vină la mine și să mă bucur eu așa de un lucru minunat, ca Maica Domnului și Dumnezeul nostru să vină și să stă de vorbă cu mine. Și în felul ăsta este pentru prima dată când Sfântul Ioan, înainte mergătorul, deci el este cu 6 luni în față, se va naște cu 6 luni mai devreme, este înainte mergătorul și este cel care va fi tot timpul și îl va propovădui pe Domnul nostru Iisus Hristos. Acum, am făcut această legătură pentru că, știți, capitolul anterior, Iroda era foarte supărat și a spus toți pruncii, dar toți pruncii de până în 2 ani să fie omorâți. Nu discut ca să-l pot prinde pe Hristos. Și Zaharia, când a auzit așa, i-a spus soției sale, Elisabeta, ia pe Ion și fugi în munți.
Fugi, muți, fugi, 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 că gata, sunt pe toți copiii să-i omoare, deși pe Sfântul Ioan urma să-l omoare. Și atunci, Elisabeta și-a luat fiul și a plecat în munți. Ostașii i-au urmărit ca să-i omoare și ea nu, se afla în momentul cel mai greu cu putință, disperată, disperată. Se afla în fața unei stânci și ostașii erau cei care trebuia să-i omoare, erau pe urmele lor. Și în momentul acela, ea, deci în momentul acela de disperare, strigă: Doamne, ajută-mă! Și când strigă așa din toată, se desface stânca și ei sunt ascunși dincolo de stâncă. Iar după scurt timp, Ioan, Elisabeta, mama, va muri. Și el, Ioan, rămâne în pustie și este hrănit continuu toată perioada asta de îngeri și doar cu miere și cu plantele cele pe care le găsește el. Și atunci el ajunge, începe să, așa cum ai spus tu acum, este înainte mergătorul și este cel care va vorbi că s-a apropiat, nu? S-a apropiat împărăția cerurilor, adică vine Hristos, vine Dumnezeu, el știa, îl simțea, el se închinase chiar din burtica mamei, nu? Și știa de acest lucru. Simțea, pentru asta era el apărut pe pământ, ca să fie înainte mergătorul. Este prorocul cel mai mare care a apărut vreodată dintre proroci. Te rog, continuă. Ioan acesta era acela care fusese vestit prin prorocul Isaia. Când zice, Isaia. mă scuzați, Isaia, doar că aici scrie, când zice, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile lor, nu, din toate împrejurimile lor Danului, au început să iasă din el. Deci, așa se întâmplă, așa cum spuneți, și un pic să discutăm. Deci, până din clipa în care el s-a maturizat, adică a crescut, și fiind Duhul Sfânt, ocrotindu-l și inspirându-l continuu, el vorbea tuturor așa, nu? Ce spunea? Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Adică la ce împărăție vorbe? Despre ce împărăție? Despre prezența lui Hristos, pe care el îl simțea. Este aproape, foarte aproape. Este pe undeva pe aici. Nu știu unde este, dar este sigur. Da? Deci așa vreau să zic că toată această legătură minunată e foarte bine prinsă aici. Continuă mai departe. Așa, și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în numele. Așa, așa. Deci el este cel care, în apa Iordanului, Iordanul este, nu, o apă acolo binecuvântată, și el acolo îi boteza, practic încerca să-i spună: s-a apropiat împărăția cerurilor și nu mai păcătuiți. Iar cei care ați păcătuit și așa, hai veniți să vă spăl păcatele, adică băgându-le în Iordan, ei se curățau de păcate, să zicem așa, da? Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saducei că vin să primească Stop, botezul stop, lui, stop, 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 stop. Aceștia erau cărturari, erau cei învățați și care știau foarte bine ce urma să fie, da? Și acești saducei și fariseu, adică falși într-un fel, nu erau foarte pregătiți, să zicem, să primească pe Hristos. De aceea, ci că nu fii fariseu, vorbim, ai auzit așa expresia asta. Să nu fii fariseu, adică să nu fii fals, să nu fii mincinos. Da. Le-a zis, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți doar roade vrednice de pocăința voastră.
și să nu credeți că puteți zice în voi și vă avem ca tată, pe Avram. Căci vă spun că Dumnezeu, din pietrele acestea, poate să ridice fiii lui Avram. Așa, stop aici. Ce vrea să spun aici în aceste câteva versete? E vorba de faptul că ei se lăudau și spuneam, noi nu discutăm, noi avem deja șanse foarte mari să prindem împărăția cerului pentru noi, suntem fiii lui Avram. Avram este cel care e părintele poporului acesta ales de Dumnezeu și ei mergeau pe varianta că indiferent câte răutăți vor face pe pământ, fiindcă se trag din acest neam și l-au ca părinte pe Avram, ei au foarte mari șanse să prindă împărăția cerurilor. Deci, nu vorbi tu, Ioane, nu ne vorbi tu de tâmpenile acestea ale tale, că să ne spălăm, să ne băgăm în apă, să ne botez, nu știu ce, tâmpenii. Noi suntem aleși, noi suntem foarte încântați, noi nu avem nicio teamă că nu vom prinde împărăția cerurilor, da? Iată că se curea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Asta le spun eu. Bă, nu vă înșelați, stați liniștiți. Că nu, să nu credeți voi că dacă veniți din aveți ca părinte pe Avram, aveți siguranță. Că uite, cel care nu dă roade, adică cel care nu face fapte bune, n-are nicio șansă. Pentru că securea s-a apropiat. Adică el îl simțea pe Hristos ca fiind și nu numai cel care a venit să ridice păcatul omenirii de la, știm bine, de la Adam atunci când s-a făcut păcatul acela de neascultare, deci nu numai așa, ci va fi și drept. Și cei care nu știu să-și îndrepte viața vor avea de suferit. Iată că securea stă la rădăcina pomului, adică Dumnezeu este și drept, este și e corect, nu poate fi păcălit. Da. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-l caut în încălțămintele. Stop, ce frumos este aici, ce interesant, spuneți, eu sunt mic. Nu, eu nu fac decât să vă botez cu apă aici. Eu, în comparație cu cel care vine după mine, adică cu Hristos, eu sunt un nevrednic. Eu nu sunt în stare nici măcar să-i dezleg încălțămintea. Șiretul de la încălțăminte. Adică eu nici măcar acest lucru nu sunt în stare să fac. Cel care vine după mine este cel adevăratul Dumnezeu. Asta vrea să spun el. Da? El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Stop. Minunat este aici. Vezi tu, tu ai auzit de copiii, nu? Sunt botezați. Da. Știi ce se întâmplă la botez, Alesia? La botez se întâmplă așa. Că preotul este cel care face o citește o rugăciune foarte puternică, foarte interesantă. Rugăciunea care se citește când se transformă apa în aghiazmă mare. Dacă ai auzit la bobotează, nu pe cât, pe 4 sau pe 5, nu mai știu exact unde este acum bobotează, cred că așa. Pe 6 ianuarie botează, da? Atunci apa, datorită rugăciunilor pe care le rostesc preoții, se transformă în aghiazmă mare. Adică apa aceea, odată cu rugăciunea aceea, nu se mai strică niciodată. Orice apă, dacă e pus într-un vas, ea își pierde calitatea, adică se deteriorează foarte repede. Aceasta rămâne perfectă. Ei bine, preotul când citește acolo, transformă apa din cristelniță în aghiazmă mare. Asta face preotul. Deci este nemaipomenită puterea pe care Dumnezeu le-a lăsat-o preoților. Este extraordinară. Și prin scufundarea aceea copilului, practic el este, cum se spune,
Păcatul strămoșesc caută să fie îndepărtat din ceea ce a fost, nu? El îl are ca moștenire. Și practic se botează și se pecetluiește cu mir, mir special și, și prin botez se naște a doua oară, se naște din Duh. De ce din Duh? Duhul Sfânt este cel care, Duhul Sfânt este, nu, cel care sfințește apa. Deci de aceea, dacă nu se va naște, dacă nu va se va boteza cineva, nu are nicio șansă să intre în Împărăția Cerurilor. Dar adică asta este un început pentru a avea șansa să intre acolo. Și încă o dată spune acolo, din Duh, nu? Dacă nu se va naște cineva din Duh și din foc, nu? Da. Așa? Acela așa are lopata în mână. Își va curăța cu desăvârșire aria. Stop. Deci acela care face toată, face toată această activitate are și lopata în mână. Adică este cel care oferă șansa asta de mântuire. Dar în același timp face și selecție. Cei care vor urma din clipa aceea drumul acesta al lui, pe care Hristos îl anunță, toți aceia vor avea șanse. Altfel, neghina, nu, pe arii acolo, pe arii ce înseamnă, acolo unde se trieră grâu, unde se face selecția între bine și rău, între bobul de grâu și neghină. Deci are și lopata pentru a arunca ceea ce este rău. Asta vrea să spun, da. Așa și își va strânge grâul în grânar. Așa. Dar leava o va arde într-un foc. Așa. Deci, ce înseamnă pleava? Fiecare bob de grâu, vreodată în spic, se află învelit într-o parte de aceasta care, mă rog, trebuie aruncată, să rămână numai bobul. Este învelișul acela exterior, da? Pleavă se numește asta, da. Atunci a venit Iisus din atunci a venit Iisus din Galilea. Galilea, da. La Iordan. La Ioan. Ca să Botezat de el. Deci în momentul acesta. Alese, acum e momentul cel mai frumos, cel mai interesant. Deci Iisus a făcut vârsta de 30 de ani. Da? Iordan, Ioan era înainte mergătorul, el boteza, a început să-l facă pe Iisus cunoscut și numai că Iisus vine și el alături de toți ceilalți mulți, vine spre Iordan pentru a fi botezat. Ia să vezi ce se întâmplă acum, foarte tare. Așa, ca să fie botezat de el, dar Ioan caută să-l oprească. O, da, 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 el se sperie. Știi ce s-a întâmplat în momentul acela? Iordan, toată creația, totul s-a speriat când l-a văzut pe Dumnezeu, pe Dumnezeu coborât. Se știa că va fi Dumnezeu, apare undeva Dumnezeu, dar nu se știa când și cum. Și atunci toată creația, natura, toată, Iordanul a început să curgă în sens invers. Iordanul s-a întors înapoi. Ioan s-a speriat, a zis, cum să fii tu, Dumnezeule? Tu, Dumnezeu, să vii să te botezi pe tine? Spune așa, eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Așa, eu trebuie să fiu botezat. Cum să te botez eu pe tine? Să vezi ce se întâmplă acum, e minunat. Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade, că-mi împlinim tot ce trebuia împlinit. Aha, da, așa îi spune. Ioan deci, l-a învățat. Așa îi spune. Zice, nu te teme, nu te teme, nu te speria, lasă așa, că așa trebuie să fie. Eu trebuie să fiu acum botezat pentru că să vezi ce se va fi în momentul acela când Ioan, când Ioan creatul, el e creat de Dumnezeu, nu? Nu este Dumnezeu. Este înainte mergătorul. Și când Ioan se apropie și pune apă pe capul lui Dumnezeu, pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, în clipa aceea un porumbel, Duhul Sfânt, coboară, ia vezi, așa este sau mă păcălesc eu? De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se
în chip de porumbel și venind peste el. Așa este. Dar nu toată lumea a văzut chestia. Numai cei care erau foarte credincioși. Deci Ioan vede treaba asta. Ioan vede Duhul Sfânt care coboară. El este cel care s-a speriat. El simțind că este Dumnezeu, se sperie și în momentul acela vede cum Duhul Sfânt coboară pe Bunul Dumnezeu, pe Hristos, sub formă de porumbel și din cer, continuă. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcere. Da, este momentul cel mai important. E prima dată în istoria, să spunem, când Sfânta Treime se face simțită, adică o percep cei care au un nivel de credință foarte ridicat. Adică cine? Glas din cer, adică Tatăl Ceresc, Fiul care era pe pământ și Duhul Sfânt care coborâ sub formă de porumbel. Sfânta Treime este asta, da? Este pentru prima dată. Mai se întâmplă în istorie un alt moment când Sfânta Treime este prezentă și se arată oamenilor, da? Dar acum este prima dată când se arată și nu tuturor, ci numai celor care au credință, spun. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavol. Oho! Deci tot timpul s-a dus o luptă crâncenă între Dumnezeu și diavol. Între Dumnezeu și diavol. Și terenul pe care s-a desfășurat bătălia asta cruntă nu e alt teren decât omul. Și iată ce face. Îndrăznește. El, diavolul îndrăznește să-l ducă pe Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu, pe Fiul, nu? Maicii Domnului, iată, în dublă ipostază. Și ca om și ca Dumnezeu. Îndrăznește și spune: îl duce în pustie. Dar să vedem ce se întâmplă acum în pustie. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Da, stop. Deci îl duce, se lasă. El ca Dumnezeu putea spune: băi, fugi de aici, stai liniște, că pe tine tot eu te-am creat. Tu da. Tu ai căzut pentru că ai fost mândru, dar eu te știu pe tine. Și diavolul știa pe el. Așa se lasă dus în pustie, postește 40, nu mănâncă nimic, 40 de zile și flămânzește ca om, el a flămânzit. Și atunci îi se spune foarte tare, cum îl ispitește, când a văzut el ca om că era foame și nu mai putea și așa, și spune: mă, dacă ești tu Dumnezeu, exact, tu care... nu poți să poruncești să se facă pietrele pâine. Așa, da. Poruncești. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Asta e minunat. Deci el primește o primă palmă. Diavolul primește o primă palmă. O crezut el ca om că îl domină și că foamea va fi cea care îl va determina să reacționeze într-un fel. Și spune: nu, stai liniștit, că nu numai cu pâine trăiește omul, ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că deseori tu ai auzit despre sfinți care mâncau timirceu, câțiva pesmeți acolo și să steau liniștiți. Nu, cuvântul lui Dumnezeu era hrana lor cu adevărat. Deci nu numai cu pâine trăiește omul, ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că omul este în dublă ipostază. El are trup și suflet. Trupul cere mâncare, dar sufletul cere și hrana lui. Hrana sufletului este cuvântul lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe streșina templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea, este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte. Stop, să discutăm aici un pic. Deci, a doua etapă a ispitirii
este momentul acesta în care îl duce pe marginea, să spunem, templului acolo, îți închipui zidul acela înalt și pe marginea prăpastii și spune: uite, dacă ești Dumnezeu, la tine e foarte simplu. Aruncă-te așa de pe... Așa că doar fii limpede. Îngerii te ori prinde și nu, tu nu vei avea niciun... Nu vei fi vătămat nicicum. Nici un os nu va fi atins, nu? Și el ce-i spune? Mă taci din gură, mă. Iar umbli cu șmecherii. Iar umbli cu șmecherii. Că scris este să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Adică să nu pui tu la încercare pe Dumnezeu. Stai liniștit că m-am prins, că tu mizezi pe faptul că eu voi folosi varianta asta că eu sunt... Nu sunt de acord cu tine. Mai departe. Diavolul a dus apoi pe un munte foarte înalt și i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satanu, i-a răspuns Iisus. Da, este momentul foarte dur aici. Deci încearcă a treia variantă. Da. Încearcă să-l ispitească cu bogăția. Și spune: vezi tu, tot ce vii în fața ta mi s-a dăruit mie. Iar tu, dacă mi te vei închina, toate ți le dau eu ție. Exact. El care era Dumnezeu, îi spune: înapoi a mea, Satano, nu umbla cu prostii. Din nou, mă ispitești cu bogăția? Vrei să vezi dacă eu sunt tentat să mă închin ție? Nu. Numai cui? Domnul și Dumnezeul tău sunt închin. Da, a zis: pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris: Domnul Dumnezeul tău să te închini și numai lui să-i slujești. Da, să-i slujești, da. Atunci diavolul l-a lăsat. Și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-l slujească. Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. A părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum, da? Lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali. Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: țara lui Zabulon și țara lui Neftalin, înspre mare, dincolo de Iordan. Galileea nemuririlor, norodul acesta care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții, a răsărit lumina. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați. Stop! Din capitolul 3 trebuie să te oprești, nu? Numai capitolul 3, mai este acolo, mai e ceva de... Din capitolul 3? Nu, l-am terminat de mult. L-ai terminat de mult. Haideți să ne oprim. Că ți-am dat numai capitolul 3. De acum, în capitolul 4, urmează să discutăm mai târziu. Adică data viitoare. Da. Mă bucur mult că, iată, că ai intrat din nou în capitolul 4. Te fur atât de mult discuția și asta încât mi-e creează o stare de bine. Mi-am dat seama. Da. Dacă îmi dădeam, știi, momentul acesta de început pentru mine este cu o încărcătură maximă și de aceea acum intrăm în lecție și trebuie să-ți mărturisesc că lecția trecută a rămas undeva cu o inegalitate. Eu n-am mai... O ai acolo? Nu, aceea ne-am jucat noi și n-am putut să o fac. Nu mi-a venit în minte nici o clipă. Dar a fost alta, 2 la 111, ia s-o scris tu, că eu am în minte de acum, nu mai știu. Da, 2 la 111 am făcut-o. Nu am făcut-o, a rămas o hibă acolo. N-am fost eu mulțumit, nu mi-a fost foarte clar cum să...
Da, dar eu am niște teme de la școală și nu le pot rezolva. Am atât. Gata. Tu nu vrei să o mai facem acum, nu? N-ai vrea. Gata, nu, te-am înțeles, n-ai vrea. Dar măcar să o scrii un pic, să discutăm, să nu o facem până la capăt. Numai să-ți povestesc ceva care atât de frumos este și atât de interesant. O să vezi. Și pe urmă ne ducem și la tema ta. Era așa, 2 la puterea 111. Înmulțit cu 5 la puterea, înmulțit cu 5, îți mai amintesc 5 la 38, ți-am spus că am visat toată noapte. Față de vecinul său, numărul 3 la puterea 131. 3 la 131. Din tot ce am făcut noi de-a lungul timpului, zic așa, la compararea două puteri, noi eram obișnuiți așa, să avem două puteri, fie cu aceeași bază exponenți diferiți, fie cu aceeași exponenți și baze diferite, sau mai dificil, cu baze diferite și exponenți diferiți. Dar aici ciudățenie este că nu-i membru stâng bunoară. Citește-l cu membru stâng. Cine este? Numărul din stânga. Membru stâng este 2 la 11, ori 5 la 38. Dar că ar trebui să... Nu știu cum să... Trebuie să rezolvăm ca să putem să-l comparăm cu membru drept. Așa. Așa este. Auzi, Alicia, dar dacă ar fi fost numai 2 la... Ia scrie sub 2 la... 111, scrie o modificată. Okay. Fără 5 la 38. Deci dacă ar fi fost 2 la puterea 111, față de vecinul, numărul 3 la 131. Ai fi dat răspunsul? Da. Nu e 113, 131. Mă scuzați. Da, aș fi dat răspunsul. Cum ai fi spus aici? 3 este mai mare... decât 130... Nu! Decât 2. Da. Și 131 este mai mare decât 111. Și normal ăsta ar fi fost mai mare. Deci acolată din cele două, fără să stai pe gânduri, ai fi spus că 3 la 130 sau 2 la 111 e mai mic decât 3 la 131. Era o treabă foarte simplă pentru tine, da? Adică dacă am face niște cu exponenți mai mici. Adică 2 la a treia, ia scrie așa, 2 la a treia față de 3 la a treia. 2 la a treia? Da. Față de vecinul, 3 la a treia. 2 la a treia cât face? 8. 8? Deci ar fi echivalent, de parcă ar fi pus în situația să compari pe 8 cu 27, nu? Da, și ăsta ar fi fost mai mare. Și... Fără discuții, fără dar discuții. Aici nu putem să calculăm, fiindcă avem 2 ori 2 ori 2 de 111 ori. Așa este, așa este, așa este. De 131 de ori. Așa este, așa este, dar eu încerc să simt ceva despre, în afară de faptul că el a rămas, dar scrie vecinul punct și virgulă, punct și virgulă și altă inegalitate, scrie așa, 2 la a treia, 2 la a treia, față de vecinul, 3 la a patra. Aș fi putut să calculez sau aș fi putut să fac 3 mai mare ca 2, 4 mai mare ca 3. Și cu atât mai bine, nu? Da, dar da. Dacă ai fi calculat, ți-ar fi fost 8, 8 da. E mai mic decât, știi cât face... În paranteză, ar fi așa. 3 la 3 la 3 a 27 81. 81. Deci pune în paranteză. De parcă ți-ar fi spus cineva 8 mai mic decât 81, da? Echivalent. 8 mai mic decât 81. Echivalent, da? 8 mai mic decât 81. Lucru foarte clar. E destul de mare. E foarte depărtat. 8 față de 81.
Îți permiți acum și spui că și 2 la 5 e mai mic decât 3 la 4. E scris 2 la 5 e mai mic decât 34. 8 la 5. Nu, 2 la 5. 2 la 5, dacă e mai mic decât 3 la 4, ce părere 2 la 5 este 32. ai? 32. Și dincolo? Deja am început să le rețin. Foarte tare. Mă bucur mult. Deci Deci de 32 acolo. față de 81, deci tot ăsta ar fi fost mai mare. Tot mai mic. Deci tot mai, cu toate că a crescut exponentul lui 5, lui 2, totuși, rămâne în urmă. 2 la 5 abia 32 face. Dar 2 la 6 face de 33 la 4, te rog. 2 la 6 față 2 la, 2 la 6, punct și virgulă, 2 la 6 comparat cu 3 la 4. tot ăsta ar fi mai mare, fiindcă 2 la 5-a precedent mi-a dat 32. Da. Și De acum, la 6 cât face? păi dacă mi-a dat 32, 32 ori 2. 64. 64, corect. Deci 64 tot mai mic este decât 81. Da? Deci, în paranteză, poți să spui că încă l-ai crescut pe 2 la 6, l-ai crescut pe cel din stânga, dar iată, el rămâne tot mai mic. Deci, 2, 32, nu 32, 64, parcă ai spus. 34. 64 este mai mic decât 81. Dacă ajung de la a șapte. Ia vezi 3 la 4. Păi, din nou, la 2 la 6 am avut 64 și atunci aș avea 64 ori 2, 8 și 128. Ei, acum ar fi fost ăsta mai mare. Așa este, așa este. Deci este mai mare pentru că 128 e mai mare decât 3 la 4. Și acum tu șmecheră, dacă crește locul 3 pe el din dreapta. Cum ar fi fost 2 la 7 față de 3 la 5? Ia scrie 2 la 7 față de 3 la 5. La 7 față de 3 la 5. Da. Păi, 3 la 5. Nu. Ba da. Nu, 3 la 4 era 81 și atunci 81 ori 3 de data asta, nu știu. Așa, Fiindcă așa. am la bază 3 și când am Corect. la bază, da. Deci Așa. 81 ori 3, ori 3, 24, 243. E clar că e mai mic, nu? Deci, în paranteze, poți să spui că e vorba de 128. 128. 28 mai mic decât Decât 8. 243, ai spus. Deci, ți-a. Vezi, 2 la 7 față de 3 la 5, 128, 143, 243 e mai mic. Dar dacă ai zis și 2 la 8, ia să vedem cât ar fi 2 la 8 față de 3 la 5. De la 8 Da. față de 3 la 6 am la 5. 3 la 5, tot 3 la 5 las. Ok. Păi, ultima dată la 2 la 8 am avut, nu, la 2 la 7 am avut 128, atunci o să am 128 ori 2. Corect. Și am 26, 5 și 2. De fapt, 256, da? 156. E 8 ori 2, 16, 4, 5, da? 256. 256 față de... 204. E mai mare, da? Mai mare. Așa. Deci, acum, ca să fie tot mai mic, îl mărește un pic pe 3 la 5, aș face 3 la 6. Deci, lasă tot 2 la 8, compară-l. 2 la 8 cu vecinul. Vecinul 3 la 6. Da.
Nu 3 la 3, nu 3 la 6, 3 la 5, tot 3 la 5 a las. A, tu ai dreptate, dacă l-a depășit. Da, perfect, 3 la 6. Iartă-mă că eu sunt neatent. Iartă-mă. Ar fi avut aceeași chestie ca sus. Da, 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 perfect. Așa, deci 2 la 8 am zis că e 256 față de 3 la 6. Păi 3 la 5 a fost 243. Și atunci ori 2 am. Ori 3, ori 3. Am ori 3, ori 3. Da, 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 că am la bază 3. Corect, baza e 3. Și atunci 3 ori 3, 9, 2, 729, perfect. Este mai mic, nu? Așa. Corect. Și atunci încape să-l mărești pe ăsta din stânga. Poți să zici 2 la 9 să încerci. 2 la 9 față de prietenul său. 3 la 6. Corect. Ia să vedem. Așa, 3 la 6 știu. 2 la 9. Păi, am 2 la 8 a fost 256 și acum ar trebui să am 256 ori 2. Corect. Și am 12, 2, deci 12, 2, 1 minte. 1 și după aia cu 5. 512, bine. Față de vecinul, 729. 729. Tot 729 este mai mare. Tot mai mic este, da. Deci, deși l-ai mărit, mai mic este. Hai să e vezi tu, mai mărește-l pe ăsta din stânga. 2 la 10. Da. Vreți să ajung la 2 la 111? Nu știu ce vreau. Mă tot joc și eu așa să văd. Ceva să fie inter... Tu acum spui, ce ai de gând, profesore, nu? Până unde mă tot chinui așa? Ce ai de gând? Vrei tu ceva să urmărești ceva? Asta spui tu. Urmărești tu ceva? Probabil că da. Eu zic că da. Tu zici că da. Așa zic și eu. Ceva urmăresc eu. Da. Așadar, șterge că nu mai ai spațiu. Ștergeți. Mărim în continuare până ajungem la 111. Ceva trebuie să fie interesant, da? Deci nu mai șterg egal cu și zic numai semn. Așa, așa, așa. Corect. Deci, practic șterg așa. Minunat ai gândit. Încă ocupă spațiu și mie trebuie să văd care mă mare. Deși e important și cât sunt, da, țin. Dar o să facem calculul acolo, da? Da, îl fac eu în minte și... Da, bazele le lăsăm așa. Nu, bazele le lăsăm așa. Deci am putea să facem 2 la 10 acum comparat cu 3 la 6. Să vedem ce se întâmplă. Adică 3 la... Tot a 6 sau până așa? Tot. 3 la 6, să vedem dacă îl depășește. Ok. 2 la 10, cât era? 2 la 9 fac 500... 12. 512, da? Și ori 2? 512 ori 2, 2 ori 2, 4. Unde să pun? Adică las așa 4. Deci 250. Nu poți să spui, în dreapta acolo calculul pe care faci. 1024 a făcut. Deci în paranteză spune 1024 sau echivalent, cum știm noi, echivalent cu 1024 față de vecinul care e mai mare decât cât ne-a dat sora acolo. 3 la 6. Păi 3 la 5 este 32 ori... Nu, 3 la 5, nu. 2 la 5, ascultă. 2 la 5. 3 la 4 81, 3 la 5 face 243, 243 ori 3, 243 ori 3, ai făcut o mulțire aceea, 729. Da, deci 729, l-a depășit. Trebuia să las calculul, era bun.
Da, erau bune, dar uite că acum ne descurcăm. Gata de acum, merge. Din clipa asta ne-am agățat. Deci l-a depășit. 2 la 10, lăsăm 2 la 10 față, trebuie să mărim. Că noi vrem să... 3 la 7. Vreți să măresc o dată, unul, doi? Așa, ca să fie tot mai mic, să vedem spațiul acela care ne convine, ne interesează. Așa, mai mare acum. Echivalent. 2 la 10 am zis că-l știu. E 1024 și am zis cât față de 3 la 7? Păi 3 la 6 era 729 și atunci o să am 729,3. Deci vine 27. 3 ori 9, 27, 3 ori 2, 6, 8, 3 ori 7, 21. 21. Așa. Deci, gata, a devenit mai mic. Și dacă faci 2 la 11, ia să văd față 3 la 7. Și ne oprim aici. A, da, păi 2 la 10 era 1024. 1024 ori 2... 4, 8. 4... Nu, 8, 8, 8. 8, apoi 4. 0. De fapt, nu. Ba da, pierd. Da, 0 și 2. Domnul este mai mic decât 2100. Mai mic decât 2100. Da, nu mă așteptam să vă la viitor. Iată, aceasta este inegalitatea pe care vreau să o subliniem. Scriu-o sus, mai sus, acolo, să rămână ea de bază. Și la ea am ajuns, pare să fie un rezultat foarte interesant, că 2 la 11 e mai mic decât 3 la 7. 2 la 11 e mai mic decât 3 la 7 e nemaipomenit de interesant. E destul de strânsă inegalitatea, că e 2048 față de 2100. Cât este acolo? 2100 și nu știu cât. 87. 2887. Da? Deci este un spațiu mic, un interval mic acolo unde s-a strâns foarte bine. Deci 2 la 11 față 3 la 7 este o inegalitate foarte interesantă. Și te rog să o scrii mai sus acolo, pe care să o păstrăm. Ok, atunci chestia asta de aici, așa, o lăsăm. Da. Și scriu toate astea așa. Da. Aș vrea să tragi linia dedesubt. Deci nu acolo, ci sub 131 mai mare decât 111. Acolo să tragi, acolo să... așa. Și scrii inegalitatea ultima care am așa și în restul poți să ștergi dedesubt. Ah, ok. Așa, deci 2 la 11 mai mic decât 3 la puterea 7. Foarte interesantă inegalitatea. Ștergem de dedesubt. Dar nu vrei să facem și 2 la 111? Nu am curaj, dar ceva trebuie să facem. Vreau să te... Tu spui așa, atunci de ce ne-am oprit aici, nu? Este foarte, foarte intrigată de faptul că am lăsat lucrarea în drum. Și pare că eu mă depărtez de subiect. Da? Nu mă depărtez. Vreau să te anunț că problema, exercițiul acesta care ți-a fost propus, este de o frumusețe rară și este de dificultate foarte mare, foarte mare. Este de tip. Stați, acest exercițiu mi-a fost, era din tema mea. Păi asta eu nu pot să înțeleg. Deci, cine a propus subiectul n-a fost atent, pentru că el are un grad de dificultate foarte mare. Vezi că noi ne-am jucat aici pentru a-ți crea ție, dacă vrei să-ți propun un început. Adică spuneți că nu e de clasa 5-a? Este, dar este de dificultate foarte mare.
este de regulă pentru olimpiade. Dacă chiar l-am, ai vrea să-l facem dacă putem, că e totuși din tema, așa, nu știam că din tema așa. Păi da, da, deci tot am stat și m-am chinuit așa câteva, să spunem, ore. Vreo 2 ore am stat și tot m-am gândit cum să-l pot face eu pentru ca ți-l fac atractiv. Că eu mă puteam acum duce pe un nivel de ăsta în care tot ca și la clasă puteai spui, n-am înțeles nimic. Ce rost are? Adică profesorii vii și iar mă mai supărat că exact ca la clasă. Nimic n-am înțeles. Deci am construit 2 la 11, că e mai mic decât 3 la 7. Nu? Și este o relație foarte importantă. Aș vrea să te întreb, între 2 la 111 și 3 la 171 este o distanță foarte mare? Înțelegi că este un cum să spun, un teren foarte, 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 da, e bine, o distanță foarte mare. Numărul 3 la 141 e cu mult, cu mult, mult mai mare decât 2 la 111. Poți să-ți închipui așa? Că dacă sus în 2 la 11, dacă 2 la 11 era mai mic decât 3 la 7, dacă 2 la 11 față 3 la 7, dă un pic tabla să văd și eu mai bine, mai jos un pic. Așa, stop, 4. Dacă 2 la 11 e mai mic decât 3 la 7, păi 2 la 111 față de 3 la 131 e cu foarte mult mai mic. Cu foarte mult mai mic. Și ții minte cum ne-am jucat noi. Când se întâmpla de îl depășea, mai puneam un 3 în partea dreaptă și iar crește ăsta. Și iar ne dădea voie să mai creștim exponentul lui 2. Și atunci știi ce a venit în mintea autorului? În loc să crească un 3 la 7, pe 2 la 111, care a rămas foarte mult în urmă, el și-a permis să-i pună ca ajutor, nu un 2, nu un 2 la 2, 2 la 3, și să-i crească și lui acolo puterea, exponentul acela. Ci a pus 5 la 38. Deci, fără să mai pună pe 5 la 38, 2 la 111 e foarte, foarte mic. Foarte, foarte mic față de 3 la 131. E foarte mic. Și atunci el a spus, eu îmi permit să mai pun lângă ăsta mic așa, să-l mulțesc cu ce vreau eu, cu un 5 la 2, 5 la 3, 5 la 4, până la 5 la 38. Și el tot mai mic rămâne. Dar dacă luăm, să facem, să zicem, 3 mai mare decât 2, merge, dar după aia 131 nu mai e mai mare decât 111, dar dacă era, de fapt, stai. Ba, de fapt, e mai mare. Păi este mai mare, este perfect așa, dar dacă vin la cel mai mic, 2 la 111, care e mai mic, nu? Față de 3 la 131 și îl mulțesc pe el cu ceva, el încă rămâne mai mic. Și zice că dacă îl mulțești, așa a spus autorul, dacă îl mulțim cu... La 38. Așa. El zice că rămâne tot mai mic. Aici vreau să cred eu că e o șmecherie. Noi știm că fără ăsta 3 la 113 este mai mare și da. S-a mulțit. Nu știm ce. Deci pe cel mai mic, dacă îl mulțești, el rămâne încă mai mic. Nu-l depășește. Asta e minunată chestie. Autorul este atât de inventiv aici și spune, uite, eu aș fi putut să-l cresc pe 2 și 2 la 113 și 14 și dacă ajungea la 2 la 131, dacă ajungea la 2 la 131, tot mai mic este față de 3 la 131, fiindcă 2 mai mic, exponenție egal și baza mai mică. Și atunci, iată, pot să-l cresc pe 2, cum l-am dus pe 2 la 11, l-am crescut pe exponentul lui 2 până la 11, și comparativ cu exponentul lui 7, lui 3, care 7 asigură limpede că e mai mic. Ca să înțelegi și mai bine, scrie așa. Reluăm inegalitatea 2 la 11, el așa, 2 la 11, e mai mic decât 3 la 7. Lucru dovedit. Da? Dar dacă ai fi scris
Oare 2 la 11-a? 2 la 7 e mai mic decât 3 la 7-a? Ce părere? Scrie de sub. 2 la... Imediat. Doi Deci la 2 șapte. la... 2 la a 7-a, 2 la a 7-a, față de prietenul său, 3 la a 7-a. Ce părere ai? Dacă stai mai mic. Da. Ce părere ai? 2 la 7 cât ar fi? Hai să ne gândim cât face 2 la 7. Doar de 7 ori. Adică? L-am făcut noi undeva. 2 la... 88 era. 128, da. Da. Deci, în paranteză, e 128 mai mic decât 128. De parcă ai fi spus 128 mai mic decât 2000, uite, ai scris acolo, 2187. Mai mic decât 2800. Foarte tare. E adevărat. Dar hai să mulțești cu un singur 5 pe 2 la 7. Scrii de sub 2 la 7 ori. 2 la 7 ori 5. 2 la 7 ori 5. Oare e mai mic? E mai mic? Scrie mai comparat cu vecinul, 3 la 7. Adică ce ai făcut? Tot 3 la 7 e mai mare. Tot 3 la 7, simți, nu? Ar fi 128 înmulțit cu 5. Deci ar fi 128 cu 5. Cu un singur 5. Da? Cred că așa face. 128 ori 5, 5 ori 40, 5 ori 2, 10, 40, 640. Cred că așa este. Deci, în paranteze, poți să spui, ca și cum ar fi 640 mai mic decât... Bun. Deci tot mai mic. Dar dacă îi bagi un 5 la 2, dacă îi pui un 5 la 2 acolo, deci în loc de 5 simplu, 5 la 2. Deci să scrii 2 la 7 ori 5 la 2 ori 5 la 2 să vezi cu vecinul 3 la 7. Păi 5 la 2 e 5 ori 5. 25 adică, nu? Adică 25, da. 640. Deci, nu, 640. Ar trebui 640 un singur 5, dacă vrei, numai 2 la 7 era 128. Nu, eu zic că acum este mai mare, zic că asta e mai mare. Da, e vezi, 128 ori 25. 128 ori 25. Da, dar de ce 128? Ah, că eu am făcut asta de 640, da. Eu acum am ăsta care e 128. Așa. Ok, și atunci 128. 128 ori 25, cred că depășește pe 2187. Ar trebui 640 și mulți cu un singur 5. Că între 27 ori 5 și 22 la 7 ori 5 la a doua e un 5. Și 5 ori 00, 5 ori 4, 20, 5 ori 6, 30. 3200. 3200. Ia scrie, 3200 este mai mare, nu? 3200. 200 este mai mare în sfârșit decât 287. Ei, atunci hai să-l creștem cu unitate pe 3 la 7. În loc de 3 la 7, zicem 3 la 8. 3 la 8. Deci ar fi că 2 la 7 ori 2 la 7 ori 5 la 2. 2 la 7 ori 5 la 2. 2 la 7. Da. Ori 5 la a doua. Fiindcă au rămas în urmă, e bine. 2 la 7 ori 5 la a doua. 2 la 5 la a doua. Da. Față de 3 la 8. Față de 3 la 8, sigur că da. Păi știm că aici dă 3, asta dă 3200. Da, 3200.
Ați de vecin, nu? Sunt de vecinul 3 la 8. Păi știm că 3 la 7 e 2187 ori 3. Ori 3, așa este. 3 ori 7, 21, 1, 2 minute. Da, nu pot, trebuie să o fac una. Nu, poți să faci. 3 ori 7, 3 ori 8, 24 și cu 2. Deci, hai că te ajută. Ok, ok. 3 ori 7, 21. 3 ori 7, 21. Am scris 1, țin 2 în minte. Da. Așa. 3 ori 8. 3, acum cu 8. 3 ori 8, 24. Cu 2, 26, 6, 2 în minte. 3 ori 1, 3. Plus 2, 5. Da. 3 ori 2, 6. Așa. Care e concluzia? Că este mai mic, da? Imediat, cum l-am crescut un pic pe ăla din dreapta, și acum uite-te la inegalitatea noastră. Era 2 la 111 ori 5 la 38, mai mic decât 3 la 131. Deci, cred că mai mic va fi. Bunul simț îmi spune așa, că va fi cu mai mic. Dar se află și așa șmecherii la care am ajuns noi. Deci, uite, noi la ce am ajuns acum? Că 2 la 7 ori 5 la 2. Da. Deci noi avem 2 la 7 ori 5 la 2. E mai mic decât 3 la 8. Uite-te la inegalitatea care o aveam noi. 2 la 111 ori 5 la... 2, nu, care a fost dată de autor. Care a fost dată. 2 la 111... ori 5 la 38 față de vecinul 3 la cât? 3 la 131. Seamănă cu a noastră. E 2 la 7, adică 111 e mai mic decât 131. Da. Dar 5-ul nu-i la 2, e la 38. În concluzie, suntem într-o formă cu nume, cu exponenți mici, o formă asemănătoare cu... O formă care are aceleași baze ca sus, doar ca exponenți mai mici. Dar și ca și exponenți mai mici, foarte bine ai spus, dar 111 e mai mic decât 131, nu? Cum e 7 față de 8. Cum e 7 față de 8. Și 5 e doar la a doua la noi. Nu-i 5 la 38. De acord cu asta. Seamănă ca relații. Și acum începem să spunem așa. Începem să spunem 2 la 111. Deci între 2 la 111 și 3 la 131 există o distanță foarte mare. Da. Deci ăsta e mult, foarte, foarte, foarte mic față de 3 la 131. E foarte mare. Și atunci pe ăsta micul îl putem mulți cu 5 la câta? 5 la 38 și eu cred că îți rămâne tot mai mic. Da? Îi punem, îl înmulțim cu ceva și rămâne tot mai mic. Dar nu am niște argumente acum foarte sănătoase și tu ai dreptate. Tu nu ești foarte încântat că cred eu că așa ar fi. Tu spui, dar de unde cred? Crezi acum? Vreau să simt așa, eu e greșitul și pot să scriu, cred eu că e bine așa? Nu, nu trebuie argumente. Chiar așa vă cred. Ai putea să mă crezi? Mm, nu, ai tot dreptul să spui, nu, eu nu cred. Tu bine, poți să fii, cred. Așa, tu poți să fii aici în momentul de față un Toma necredincios. Știi povestea, nu, cu Toma necredincios? Da, am mai spus-o, da? Da. E, și ai dreptate să fii Toma necredincios pentru că n-am niște argumente foarte puternice. Doar ți-am adus-o într-o formă asemănătoare cu niște exponenți mai mici și ți-am spus că dacă n-ar fi 5-ul, te-ai convins și tu că 2 la 111 ar fi foarte mic în comparație cu 3 la 100, destul de mare el ca număr, dar față de 3 la puterea 131 ar fi extrem ăsta de mare față de el. Și atunci îi spațiu destul încât pe 2 la 111, care e mai mic, îl pot înmulți cu 5 la 2, 5 la 3, până la 5 la 38 și el rămâne încă mai mic. El rămâne încă mai mic, bănuim noi, dar n-avem niște argumente foarte,
foarte sănătoase. Ei, și de aici începe, de acum ghișiți cel mai dificil. Până aici a fost joacă, joacă de copii, dar de aici încolo începe, dacă cumva aș spune, mine mai consumă încă o oră. Începem să mărim exponenții și să zicem 2 la 56. Da, da, da. 5 da. la 20, 3 la 100. Așa, tu încerci aici să spui, dar știi tu, ca să putem merge câte un pic așa, ca melcul, exact cum ai pune un melc să ajungă de la Tecuci până la București. Da. Până la Bacău. Până la Bacău. Nu, nu, nu. Cât? Nu, un melc de la București la Bacău, fiindcă face 4 ore și e mult. Melcul de la București la Bacău face ani de rândul. Ani durează. Nu, 4 ore pentru noi cu mașina, dar pentru melc. Păi asta spun. Nu mai apucă să ajung. Nu mai apucă, sigur că da, nu mai apucă să ajung. Nici noi nu mai trăim ca să ajung el de acolo încoace. Sau să parcurg distanța asta. Pe scurt, înseamnă așa. Pe scurt, înseamnă așa, că dacă noi am încercat să creștem câte un pic și să vedem așa cum se păstrează jocul ăsta și cum crește 5-ul și 7 și exponentul lui 2 crește la fel, apoi al lui 8 și până să atingem noi la 131 și să vedem că pe 2 la 111, nu, trebuie să vedem alte șmecherii. Deci alte șmecherii. Atunci ce să facem? Hai să-l lăsăm așa. Dacă cineva poate să rezolve, să ne corect. Spune. Prietenii noștri, noi le-am exact aceea. Le-am sugerat aici cam cum ar merge și fiindcă spuneam Egeșițiu, de aici începe partea frumoasă, am arătat că de dificil este să ne jucăm așa și că nu se poate merge așa din aproape în aproape. Am intuit că trebuie găsite niște șmecherii. Am și arătat o inegalitate foarte interesantă, că 2 la 11 față de 3 la 7 și trebuie să spun că acesta e miezul problemei. Acolo se va ajunge la inegalitatea aceea foarte importantă, strânsă, foarte strânsă. Ce înseamnă 2 la 11? 2048 față de 2189. Ce face eu? Și aș face 2 la 8, 2 la 9 și când aș ajunge la numeri mai mari, m-aș întoarce la cel din spate, îl înmulțesc cu 2 și tot așa până ajung la ăsta. Ca melcul, nu? Când ajungi la Bacău. Da. Da. Și când determină ghișitul ăsta? Când ajunge melcul la Bacău? Peste câțiva ani, așa este. Deci, nu ăsta e drumul. Trebuie găsite... O șmecherie. Trebuie găsit o șmecherie. O vedea-o noi când. Poate prietenii noștri ne-o spun. Acum îi lăsăm să vedem ce soluții dau ei. Este foarte interesant ce soluții dau ei, pentru că de ce e matematica frumoasă? Pot să fie cu alte idei, nici nu-mi dau seama cu ce idei pot să fie, dar deocamdată noi le-am oferit o variantă, o pistă de lucru și să vedem ce or face ei. Ne ducem la ieșițile tale, că ți-am zis, de acum începe cel puțin o oră de lucru ar fi făcut pentru ducerea ieșiții la capăt. Dacă mai găsesc duretele. Te-ai convins că este ieșițul frumos, da? Da. Foarte frumos. Și lung. Și lung. Și nu trebuia așa un ieșițiu dat ca temă. Dat. Nu l-aș fi dat pentru că copiii n-au nicio șansă. Sunt doar panicați în fața unui astfel de ghișiți. Următor, și atunci șterg chestia asta și las asta de sus? Șterge tot. În film există ghișițiul, știm și noi, dacă l-am ținut eu în minte, îl ții și tu, îl găsești în film, șterge tot, că noi ne apucăm de tema ta. Tema mea. Sper să nu mai găsim în temă un astfel de ghișițiu, că... Ba, mai sunt multe chestii din astea. Nu vreau.
Păi m-am uitat de înainte și vă spun de pe acum că... A, dar tu nu ții cu mine? De ce mă panichezi? Nu știu, așa mi se pare mie, dar... Am aici... O să vedeți dumneavoastră exercite. Ce cred? Cum să spun? Așa, gata. Deci... Mai am una, două... 3, 4, 5 exerciții. Cu sub puncte A, B, C pe acolo, nu? A, B, C până la I. Uai, hai, gata, dăm drum la lucru că... Exercițiul e prins de dimineața. La, exercițiul nu are A, B până la I. Exercițiul 2 are A, B. Exercițiul 3 are două egalități, două chestii. 4, l-am pe 4? 4 are tot A, B. 5 are A, B, C, D, F. Ai, lasă, că tu nu vrei ca... Ți-ai propus ca noaptea asta să nu mai dormim, nu? Să facem temă. Da, eu o să termin pe toată. Orice. Te rog. Primul exercițiu, unul de aici. Ai, da, ce, gata, le facem repede. Merg. Dar eu zic să nu pierdem timpul cu A, că eu știu să rezolv. 2 la 3 ai 8. Ori 32 împărțit nu, la 2. Nu, așa vreau. Nu fac așa. Nu. Nu, calculăm. Nu, lucrăm cu puteri. Te rog să-l facem. Gata, m-am prins că tu te duci la muncă, munca de jos. Nu, lucrăm cu puteri. Dar asta vrea. Nu. Dacă ar fi o să te expuneți mari, ce facem? Nu. Exercițiul nu așa trebuie făcut. Scrie, te rog. Amic. Hai, gata, spune. O să vezi cât de rapid îl facem și ce muncă ar fi fost pe tine dacă te lăsam așa. Nu vreau să te las. Așa, deci ăsta o să stea aici să văd și eu să fac aici exercițiile. Adică, da, ce muncă grea, că doar ceva acolo. La punctul F am 4 plus 2 la 192. Împărțit la 2 la 188. Păi vezi? De-aia, luăm cu au ca să te obișnuiești, să vezi ce îți propun eu să facem. De la 3 ori 2 la 5 împărțit la 2 la 6. Egal. Cum să mulțesc două puteri care au aceeași bază? Păi ce spune-o ție, să vezi tu, îmi pare rău cum te-am lăsat, să vezi tu ce muncă ar fi fost acolo. De ce? Nu. De ce să mă lăsați? Cum adică? Nu am vrut să te las, din contră, spun că lucrăm cu puteri. Deci vine doi la câta deodată. Deci este egal în dreapta acolo, că ai spațiu destul. Egal cu 2 la 8. Așa, 2 la 8 împărțit la 2 la 6. 2 la 8 împărțit la 2 la 6, ce repede am făcut-o. Este egal cu 2 la 2. Așa, terminat, adică cu 4. 2 la 2 egal cu 4. Terminat. Ia-ți pe 8 ori 2 la 5, 32, mulțeai și 2 la 6, cât faci numai mulțiri și până împărțirea. Ei, asta înseamnă lucru cu putere. Asta înseamnă. Ne ușurează foarte mult treaba. Foarte mult. Și B este la fel. Deci la B, dacă nu spuneați, făceam la fel. 2 la 3. Totul la 4. Da. Împărțit la 2 la 10. De ce? Și acum trebuie să-mi aduc aminte de acele proprietăți. Da. Și să zic că astea se calculează că facă 3 ori 4 și fac 12. Corect. 2 la 12. Corect. 2 la 12 împărțit la 2 la 10. 12 împărțit la 2 la 10. La fel ca mai sus, fac scădere la exponenții. Scade exponenții și am 2 atunci. Da. Adică e egal cu 4. Terminat. Da.
Dar că eu în temă mai scriu 4 sau las 2 la 2? Nu, nu, scrii 4. Dacă vrei scrii 4, dacă poți să lasă așa. Nu poți să lasă așa, că cine știe, ori tot omul că face 2 la 2, fac 4. Da, da, da. Ce? 2 la 9, totul la 3 împărțit, la 2 la 3, totul la 8. Păi din nou, am 2 și fac 9 ori 3. Și am 2 la 27 împărțit la 2 la 2 la 3 ori 8, adică la 24. Care este egal cu 2. Opa, stai puțin. Căzut pe jos. Așa. Deci Da, la 3, sigur că da, care face 8 dacă ar fi să calculezi, da, A, B, C, D, dai drumul repede, da, mergem. Ok, ok, stai. A, B, C, D. This is too much. 2 la 3, la 2. Da. Zic bine? Aș vrea să pronunță 2 la 3 la 2? Da, 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 da. Părți la 2 la 2, totul la 3. Păi, așa. I-ați explicat cum se calculează chestia asta? Chestia asta se calculează ăștia de sus 3 ori 2, 6. Nu, 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 3 la 2. Atenție, 3 la 2. Ok. Și atunci o să am 2 la 3 la 2, adică care înseamnă 3 ori 3, 9. Da, deci 2 la 9. 2 la 9 împărțit la 2 la 6. Corect. 2 ori 3 este egal cu 2 la 4. 2 la 3. Terminat. Așa, să vă mai departe. E, 3 la 2 la 5, împărțit la 3 la 5 la 2. Este egal cu 3 la 2 la 5, era parcă 32. 32, da. Împărțit la 5 la 2, e 25. 25 invers 32 și atunci fac scădere și am 3 la 7. Corect. F nu mai e frumoasă. 4 plus 2 la 192 plus împărțit, ba da, e frumos. La 2 la 188. Toată asta împărțit la 5. Exact. Iar cum? Las paranteza, adică las pe 4 plus 2 la 192 minus 188. Așa. Frumos. 4. De la 4. Împărțit la 5. Da. Egal cu 4. Egal în dreapta. Egal în dreapta, te rog. Ai spațiu. Egal acolo. Egal cu 2 la 4 este 2 ori 2 ori 2 ori 2. Era 16. 16 plus 4 20. Și 20 împărțit la 5. Exact. Egal acolo cu 20 împărțit la 5. 4. Da. Gând, spune 1 plus 2 ori da, se mai vede?
Ori 2 la, ori 2 la 2, ori 2 la 4, împărțit la 2 la 7 plus 1. Este egal cu 1 de 3 ori. Deci 1, nu s-a adunat 1 cu 2? Nu, atenție! Că 2 acela are obligație lui de amulțire. Deci 1 plus. Plus 2. La cât? Păi nu, nu fac plus 2 ori 2 la. Păi 2 la 1 acolo. Acela 2, primul 2 are 1 ca exponent. Pune 1 ca să înțeleagă toți prietenii noștri. Așa, e 1. E 2 la 1, da? Da, și atunci am 2 la 3. Nu numai la 3, până la capăt, adică și cu 4 ăla. 2 la 7 face. 1 și cu 2 și cu 4. A, toată asta. Toți, dar poți fi 7 la produs acolo. Deci 1 plus 2 plus 4, că sunt 3 factori. Și cât face? Face. A, băi, și pur și simplu acum fac. Este același lucru. 1 plus 2 la 7 și 1 plus 2 la 7 nu este același lucru. Adică 1 adunat cu 2 la 7 este același lucru cu 2 la 7 adunat cu 1, doar adunare comutativă. Păi știu chestia asta, dar trebuie să aflu 2 la 7. Păi, este atât. Nu trebuie să-l afli. Paranteza aceea împărțit la aceeași paranteză. Era la mai făcut. 128. Dar nu ne interesează valoarea. Este același lucru. Toată paranteza este un număr care e împărțit la același număr. Nu? Deci nu trebuie să calculezi ci este îndată același lucru. Dacă vrei să calculezi, te convingi. 2 la 7 făcea cât am spus noi? 28 plus 1. 128. Și cu 129, dincolo tot 129. Ca și cum ai spus 129 împărțit la 129, cât este? 1. Mă vedeți? Da, văd acum. 1. 1, sigur că da. Nici nu trebuie să calculezi. Nu trebuia să calculezi 2 la 7. 1 plus 2 la 7 este exact același lucru cu 2 la 7 plus 1. Deci, identic. Terminat, 1 este rezultatul. Ștergem. Da. Paranteză pătrată. Paranteză rotundă 3 la 3 totul la a 12 împărțit la 3 la a 2 la 5 a minus 56 împărțit la 5. Egal. Pune și egalul după 5. Ca să înțelegem că continuă ghești așa. Da. Nu mai pun paranteza pătrată. S-a mai spus, nu atât de importantă e paranteza pătrată. Poți să o pui. Nu e nicio crimă. Da, ok. O pun atunci. Și am 3 la... Și acum ar trebui să fac... trebuie să fac 3 la 12. 3 ori 12. Adică 3, da, ori 12, adică 36. Împărțit la? Împărțit la 3 la A, 2 la 5, la 32, împărțit la 32, minus 56, împărțit la 5.
Ai în dreapta, ai spațiu în dreapta, caută să folosești spațiu. Ok. Am 3 la a 4 minus 56 împărțit la 5. Pune paranteză. Pune paranteză. Așa. Tot calculul acela se parte la 5. Ok. Și atunci 3 la 4 e 3 ori 3 ori 3 ori 3. De 4 ori era 81. Am mai făcut. Da. Minus 56 împărțit la 5. Este egal cu 81 minus 56. Mult și am așa 5, 25 împărțit la 5 egal 5. Terminat. I ultimul. Da. 8 la 16. Da. Împărțit la 2 ori 2 la 4 ori 2 la 10. Toată asta la 3. Corect. Opa. Așa. Minus 2 la 1 minus 2 la 0. Bine. Egal. 8 la 16, n-am cum să-l calculez. Așa că e prea mare, am 8 ori 8 din 16 ori. Sigur, nu ne punem problema asta în calculăm. Nu, lasă așa. Poți să mai faci ceva, atenție, poți să faci ceva. În loc de 8, în loc de 8 poți să scrii cât? Dar nu vreau să-i fac. O putere. Ca o putere. 8-ul... Dar nu-i fac paranteză. De acord cu asta, dar dacă putem face ceva la un moment dat, simțim că e nevoie să facem. 8-ul acela să scrie ca fiind cine este, ca o putere. 8-ul, știi tu 4, cine este. 4 la a doua. Nu, 4 la a doua face mult, 16. 16. 16. 2 la 4. 2 la... 2 la 3. 2 la 3. Șterge acolo. În loc de 8, pune 2 la 3. 2 la 3, totul la 16, cum era? Împărțit la? Împărțit la 2. Acum, ești atent acolo și vezi. 2 la? 2 la a 14. Nu, 15, că și 1. 2 la 1 este acolo. Primul 2 are 1. Păi, dar în exercițiu nu are 1. Păi, dar se subînțelege. Că nu e 0. Că dacă ar fi 2 la 0, ar face... Da, totul la 3, a? Minus. Acolo i-a pus autorul, 2 la 1. 2 la 1 e 2, da? Minus 2. Minus? 0. Adică, nu. Minus 2. Minus? Orice număr la puterea 0 face cât prin convenții? 1. 2 la 0, 5 la 0, 7 la 0. Prima proprietate. A la 0 face 1, știi? Că am discutat. 2 la? 2 la 48 împărțit la 2 la 15. Ori 3, 5, 45, minus 2, minus 1. Da. Egal cu 2 la 3, minus 2, minus 1. Egal cu 2 minus 1, deci... Cum? Cum 2 minus 1? Care 2 minus 1? 2 la 3 minus 2. Păi da, 2 la 3 să-l facem. Cât este? Că e ușor, ai făcut aici. 8. 8 minus 2. 6 minus 1. Deci 8 minus 3 vine, nu? 8 da. Minus 3 egal cu 5. Terminat, da? Da. Uite, unde a fost aici ghiștul interesant? Hai să discutăm așa. Unde au fost momentele frumoase?
punctează chestiunile care nu ți-au scăpat, nu ți erau foarte clare. Chestia cu 8, foarte important. Chestia cu 8 și atât. Și încă. Acolo, în paranteză, ne-ai sesizat că dacă nu are 2, da, cel cu 1. Da, să subînțelege că e 1. Deci dacă nu are, să subînțelege că este 1. Și n-ai fi spus 2 la 15, spuneai 2 la 14. Adică 1 și cu 4 și cu 10 nu l-adunai pe 1. Odată. Apoi 2 la 0. Nu, 3 momente importante. Da. Vezi, din fiecare greșiță vrem să rămânem cu ceva. Este foarte important să spunem, uite, asta nu scăpa, asta și asta și asta. Hai să discutăm la fiecare greșiță asta, da? Mergem mai departe. Ce punct ar fi? Poate să șterg? Da, ștergem. S-a terminat greșiță, punctul ăla, nu? Da, gata, până la ei. 2 are A și B. Te rog. Care sunt mai mari, lungi. Cât mai îngrămădită și acum mai scriu A, fiindcă e prea lung. Bine. 10 la a doua. Ori. Paranteză pătrată 4 plus 5. Ori 3 la a doua minus. 2 la a cincea plus 4 la a treia. Ori. Cealaltă paranteză rotundă. 49 minus. Minus 3 la a doua, împărțit la 2 la a treia, închid paranteza. Egal. Să ziceți acum să-l scriu pe 10 altfel. Adică eu l-aș lăsa așa. Și eu aș face altfel. A, ok. Lasă-l așa. Dincolo la 8. Uite ce visez eu. Eu visez ca în paranteza dreaptă să de 10 la. Și atunci 10 la 2 ori 10 la celălalt, știu cum să mă descurc. Deci nu umblu la el, că nu mă încântă să-l deranjez. Deci îl las așa. De ce la celălalt exercițiu ați vrut să-l scrie pe 8? Adică 8 s-a scris ca o putere a lui 2. Iar eu sesizasem că mai departe 2 ori 2 la 2, 2 la 4, nu știu, și am simțit că e nevoie. 10 nu e o putere a cuiva. 10 este 2 ori 5 cel mult. Dar nu e 2 la ceva, nu e 3 la ceva. Nu e o putere. De aceea nu mă leg de el. Și foarte bine că ai pus întrebare. De ce la 8 am insistat și aici nu? Nu, pentru că acolo 8 a fost putere. 4 plus. Nu, ar fi 5 la 1 ori 3 la 2. Adică aici n-ai ce faci și trebuie să calculezi 3 la 2, când nu ai aceeași bază la mulțirii. Și 9 ori 5, 4 plus 5. Nu, 3 la 2 e 9. Deci 3 la 2. Da, 3 la 2 e 9. Și am 5 ori 9, 45. Da. Minus. Minus. 2 la 5 e 32 plus. 32. Scriem 32. Plus, plusul 4 așa e legat de ce urmează. Nu, n-am voie să mă găsesc. N-am ce să fac. Că e mulțit cu paranteză cealaltă. Sigur că da. Din 4 ori 3, 4 la 3 ori, 49 minus 8. E 3 la cât acolo? La 2. 3 la 2 cât este? E 9, îl încurc cu 2 la 3. Atenție! Atunci 49 minus 9, 40. Fără parte. Fără calteze, 40 împărțit la? Împărțit la 8 aici. Da. Okay. Egal ce? De 8. Egal cu 10 la a doua ori 4
plus 4 plus și fac acum 3, 13, că am făcut asta, plus 4 la 3 ori 4 ori 40 împărțit la 8. Așa. Deci am 4 la 3 ori și trebuie să fac 40 împărțit la 8, 5. Da, deci unul din factori, unul din factori. Și ai făcut 40 împărțit și e corect, da, egal cu 10 la a doua. Scrie pe linie că ai spațiu, să nu consumăm, să rămână tabla plină, da, să fie. Deci egal cu 10 la a doua, că ai spațiu, acolo și te descurci. La a doua ori 4 plus 13. Adică 7. Cât faci? 17 plus, da. 17 plus, plus 4 la 3 ori 5. Cât face 4 la 3? La 3 e 4, 64. Așa este? 4 ori 4, 64. 4 ori 4 ori 4, de 3 ori. Corect. 64, ai zis bine. Deci ai zis bine și am 64 ori 5. Ori 5. Ia vezi cât face, 64 ori 5. 30, 0, 1, cu 320. Cred. Ia să vezi încă o dată, 5 ori 6, 30, așa. Nu? 64. 5 ori 4, 20, 5 ori 3, da, 320, e bine. Nu prea sunt încântat de exercițiu, dar hai să vedem cine iese. Cu 17 adunat nu mi-a dat, nu-mi dă ceva care să mă încânte. Hai să luăm exercițiul de la început, ceva ai greșit tu. Ori că, când ai copiat ceva ai greșit, uite-te de la început. 10 la a doua ori. Ok, deci eu citesc de acolo și îmi spune. Dacă e corect. 10 la a doua. Da. 10 la a doua. Ori, paranteză pătrată, 4 plus 5, ori 3 la a doua, minus 2 la a cincea, plus 4 la a treia, ori, paranteză rotundă, 49 minus 3 la a doua, împărțit la 2 la a treia și atât. Așa, bun. Acum să urmărim de desubt. Atunci înseamnă că am greșit la calcul. La calcul, să vedem acum, da, suntem atenți. Așa, l-am păstrat pe 10 la 2. Am zis 4 plus, am făcut 5 ori 3 la 2, adică 5 ori 9. Da. 45 minus 32 de la 5, 2 la 5, 32. Plus 4 da. La 3, nu l-am adunat și cu 4 la 3, fiindcă el e legat de paranteză. Corect. Ori 40 cât dă de aici. Că aici de 9 și de 40 împărțit la 2 la 3 8. Asta e corect, aici. Da. 10 la 2 l-am păstrat. Ori 4 plus 45 minus 32, 5 minus 2, 3, 4, e corect. Plus 4 la 3 ori 5. 4 la 3 ori 5, da? Da, pentru că aici e 40. Dacă tu făceai înmulțirea 4 la 3 ori 40 și pe unul împărțeai la 8, este ca și cum am unul din factorii aceia împărțit la 8. L-ai împărțit pe 40 la 8 și au fost 5. Atunci vine 4 la 3 ori 5. Dar totul la paranteza asta de la puterea 0? Cum? Paranteza dreaptă e la puterea 0 sau așa văd eu, ai scris la ultima... Nu, paranteza dreaptă e la nimic. Da, era acolo, e scris ceva prin colț, mi s-a părut că e la zero, că n-aș fi încântat să fi fost totul la zero. De ce? Ce să... Ia mai uite-te odată pe exercițiu. Deci, la doua mulțit cu toată paranteza și dacă paranteza dreaptă e la zero, să vezi ce poantă este. Dacă paranteza dreaptă. Stați, asta de aici.
Deci nu-i toată paranteza la puterea 0. Nu, dacă nu-i, asta e. Calculăm, mai uităm în continuare. Ok, atunci în continuare am zis că 10 la a doua, am făcut 4 plus 13, 7, și apoi plus 4 la a treia ori 5, da, a dat 320, deci e bine, bine, 4 la a doua 16, ori 4, 4 ori 4, 16, 4 la 4. Cât face 4 la 3? Uite că m-am... Nu mi-a ce se întâmplă. 4 la 3, mai fă o dată 4 la 3. 4 la 3 înseamnă 4 ori 4. 16 ori 4. 64. 16 ori 4, mai fă o dată. Ori 4. 16 ori 4, 64. E bine, așa ai dreptate. 4, 6, 24, 64, corect. 64 și am făcut ori 5, 320. E corect. 320, e bine. Mai departe. Am 10 la a doua ori 17 plus 320. De acord. N-avem ce face. N-avem. Ori 337. Vai. Și este egal? Este egal. Cu 10 la a doua înseamnă 10 ori 10. Egal în dreptul pe linie merge. Ok. 100 ori 337. Și este egal cu, îi adăugăm cele două zerouri. Corect. Adică 33.700. Terminat, așa este ghiștiu. Eu speram să fie tot un man cu puteri și eu speram ca paranteza dreaptă să fie dat de tipul mulțit cu 1000. 1000 ar fi fost 10 la 3. 10 la 2 ori 10 la 3 fac 10 la 5. Mi-ar fi plăcut așa ghiștiu. Dar dacă autorul a lăsat calculul în sine și a dat un număr, mulțit cu 10 la 2, am făcut și am dat răspunsul. Mergem mai departe. Așa. Paranteză pătrat. Paranteză rotund. 2 la 6. Totul la 4. Împărțit la 2 la 3. Ori 2 la 6. Plus 2 la 6. Minus 4 la 6. Împărțit la 2 la 10. Închid paranteza pătrată, împărțit la paranteza rotundă 2 la 28 minus 2 la 2, toată asta plus 9. Da. Și închis și paranteza, nu. Nu, gata, atâta. Am închis-o aici. Atât, e bine. Ce să zic, să mă apuc de calculat. Da. Păi, în primul rând, fac 2 la și fac 6 ori 4. Și fac 2 la 24. De acord. 2 la 24. Atunci, deci paranteza dreaptă deschide, o? 2 la 24 împărțit la 8. Nu, 2 la 3, lăsăm așa. Împărțit la 2 la 3, a? Da. Cu puteri, numai cu puteri. De asta e legat de asta. 2 la 3 ori. 2 la 6 plus 2 la 6. Păi calculez 2 la 6 plus 2 la 6. Păi calculăm. Sunt 2 de ale 2 la 6. Deci înmulțit cu 2 ori 2 la 6. Sunt 2. Un 2 la 6 și încă un 2 la 6. Da. Și cât face 2 ori 2 la 6? 2 ori 2 la 6. Scrie așa. 2 ori 2 la 6, ca să înțeleagă toți prietenii. 2 mulțit cu 2 la 6. A. Așa. 6 sus, la exponent. Da. Minus. Minus. 4.
Asta-s că n-am acel bani. A, asta-i. Dar 4 este o putere. Este 4 este ca... cât? Este egal cu... Gata, mi-a venit. Încă nu mi-a venit. Ba da, ba da, ba da. Este egal cu 4... În loc de 4, în loc de 4... 4 împărțit la 2... Nu, nu, stop. În loc de 4. E puterea cui? 4 este puterea lui? 2 la 2, da? E 2 la a doua. Deci în loc de 4 poți să zici 2 la a doua, totul la 6. 2 la a doua, totul la 6. Da? Împărțit la 2 la cât a zice acolo. Deci când avem baftă, ca baza să fie o putere, și lucrăm asupra ei. Chidem paranteza. Împărțit la... Doi la cât este acolo? Nu, stai că n-am văzut ce e scris acolo. Doi la 28. Nu mi-e limpede ce este acolo. E 2 la cât 28? Doi la 28 minus 2. Păi cât face 2 la 28 minus 2? Minus 2 la a doua parcă este acolo. Păi minus 2 la 2. Păi și cât face? Păi 2 și... păstrezi varul și scad exponenții. Când se face asta? La ce operații? Când se face? Copiem baza și scădem exponenții. La împărțire. Dar la scădere așa îngheață. N-ai ce faci. Deci lasă paranteza că nu te poți agăța de ea. Nu poți calcula nimic. Deci atenție. Scădem exponenții la operația de împărțire. Plus 9. Și. Cât face acolo? 2 la câta? 2 la 21. Ori. 2 la 7. Așa, 2 la 7. Minus 2 la 12. Corect. Împărțit la 2 la 10. Da. Da, punem în parantez de acord. Egal cu... Egal cu 2 la și facem 21 plus 7. Așa. Și zicem 2 la 28 minus. Minus 2 la și facem, fiindcă aici e împărțire și aici facem, aici scădem exponenți. Așa. Minus 2. Atât. Împărțit la 2 la 28, 2 la 2 plus 9. Mai departe. M-am prins. Așa. Egal cu 1 plus 9. Corect. Egal cu 10. Terminat. Îți vezi? Ce credeai tu că acolo 2 la 28, 29 minus 2 la 2 e imposibil să faci ceva acolo? Iată că toată paranteza asta a dat același lucru. Și atunci, la împărțire, face 1 și terminat 1 și 9 egal cu 10. Următorul. Știi tot? Da. Gata, am terminat asta. Acum, cealaltă pagină. Mai am 3,
3, 4, 5. Opa. 3, 4, 5. Ar trebui să încep cu exercițiile de acum, care sunt acum, care le voi spune imediat. Calculați așa. Calculați x la y plus y la x pentru așa, primul amic x egal, nu, adică îmi dă o operație foarte, foarte lungă și trebuie să calculez ca să-l aflu pe x și apoi pe y să fac x la y cât sunt numerele plus. Corect, am înțeles. X-ul, să vedem cine este. E ceva groază. X-ul e 8 la 33. Împărțit la 4. 4 la 32. Ori, dar mai aproape că nu văd. Ori 2 la 34 plus, altă paranteză, 2 la 5, ori 2 la 20, totul la 5, așa, împărțit la 16, ori 2 la 23 plus 7 la 5 împărțit la 7 la 5 minus 1 așa, după aia la 30, după aia ori 4 și închid asta. Ăsta e x-ul, da? E enorm. Da, ne apucăm repede de treabă, egal. Și primul vedea și pe Y, îi dăm drumul la treabă. Egal mai departe cu... Știu, doar dacă, fiindcă a fost așa lung încât n-am căpăt un rând, mă derutează, fiindcă... Da, zicem egal în dreptul, paranteze drepte, egal, adică continuăm cu egeșițiu. În ce bază vei lucra? Ce simți? Păi 8 la 33 îl scriu ca 2 la 3. Corect. Totul la 33. Totul la 33. 2 la 3, totul la 33. Împărțit la. Mai departe, în paranteza asta pot să fac, adică nu pot să fac. Că da. Păi, nu. 4. Umbli la 4, că nu-ți place 4 cum stă. Nu-mi place deloc, așa că îl scriu ca 2 la 2. 2 la 2. 2 la 2. Stați puțin că e altă. 2 la 2. Asta totul la 32. Ori 2 la 34. Ceea ce... Okay. Acum îți place foarte tare, da? Foarte tare. Bun. Plus? Mai departe. 2 la 5. Dar pune plusul. Plus. 2 plus. La 2 să ne-am fac. Ori. 2 la 20, totul la 5 este egal cu 2. Este egal cu 2 la 20 ori 5. Adică 100. Da. 2 la 100, sigur. 2 la 100. Împărțit la... De aici am 16. Da, umblă la 16. Umblă la 16, că e o putere a lui 2. 4 la 2. Nu 4. Bun, și 4 la 2, dar pe tine interesează în 2. 2 la 4. 2 la 4, ok. Așa, cu baza 2.
2 la 4 ori 2 la 23 plus. Nu. Mai departe, în asta ce pot să fac? Este egal cu 1 minus 1, adică e nimic. 1 minus 1 cât este? Nimic, 0. 0, păi pune că e 0, e foarte important. 0 la 32 plus 0 la puterea 2 ori 4. Ori 4. Și egal. Scrieți în continuare. Da. 2 la 3, totul la 33 egal cu 2 la 3 ori 33. Exact. 99. De la 99. Împărțit la, mai departe. 2 la 2, 2, 2. La 4 la 6. Ori, la 64. 2 la 64. Ori, 2 la 34 plus 2 la 5 ori 2 la 100. Păi, 2 la 5 ori 100. Așa. Așa. Deci am acum 2 la 500. Împărțit la, adică 2 la 4 ori 2 la 23, adică 2 la 4 ori 23. 4, 2 la puterea 92. 4, 20 și cât? 92. De ce 92? Păi 4, a, 4 plus. Așa. Am făcut ori. Nu, atunci am 4 plus, plus 23, atunci de 27. Deci spune acolo împărțit, mai bine spune împărțit acolo pe linie cu 2 la 500, împărțit la 2 la 27. Plus. Da. Păi este 1. De ce 1? Adică nu, 0. 0. Deci plus 0. 0 ori 4 fac 0. Deci nu mai pui nimic, nu? Plus 0, ca să înțeleagă toată lumea, închide paranteza. Așa. 2 la 99 împărțit 2 la 64 ori 2 la 34 este egal cu 2 la 64 plus 34. Atunci am 8, 9, 98. Da. Plus 2 la 500 minus 27. Da. Când am 3, cu 7 și 4. Plus 0. Egal cu 2 la 99 împărțit la 2 la 99. Să nu cumva să calculezi 2 la 98, nu? Nu te gândești. Nu. M-am pus cu gândul, doar că... Nici vorbă. Nu putem. Nici cum 2 la 400, cât este acolo? 473, da? Vai de mine. Nici vorbă. Dar totuși putem scoate în fapt... Plus 0 acela, nu mai scrie plus 0, închide paranteza, șterge-l pe 0 și... Așa. Fără plus. Să-l scoatem în factor comun pe 2. Pe 2 la cât? Pe cel? Pe 2 la... Pe 2 la 99. 2 la 98. Am vrut să zic. Da, eu da? Știu că e greșit. Deci 2 la 98 văd eu acolo. Da. Că este exponentul cel mai mic. Acolo poți zici 2 la 98 ori 1 ca să înțeleagă toți prietenii noștri. 2 la 98 ori 1, știi, să punem un 1, să nu cumva, când scoatem în factor comun, să spui că nu rămâne nimic. Rămâne 1. Iar să vezi tu pe 473, cum îl mai poți scrie?
473 se poate scrie 40 plus 70 plus 3. Da, descompus ar fi 400 plus 70 plus 3. Dar să scriem ca fiind 2 la puterea 98 plus cât până la 473. Ca să poți să scoți factor cum se vadă tot omul. Deci în loc de 2 la 2 473 să scriu 2 la 98. În loc de 473 să zici 98 plus cât îți mai trebuie ții până completezi pe 473. Adică să am 473 minus 98. Corect. Atunci așa înseamnă. Însă, eu am sentimentul că ieșițiul ăsta le copia greșit. Că nu-mi dă frumos, nu-mi place cum îmi dă. Nu cred. Dacă l-am copiat greșit, să... Ia uite-te, uite-te încă o dată. Ia uite-te, păi da, dacă aici nu-mi dă frumos, uite, aici 473, nu-mi place. Mi-ar fi plăcut să facă 2 la 98, plus un 2 la 98, să fi fost tot la 2 la 98. Să facă doi de ale nouă. Deci așa ar fi fost frumos. Mai greșit. Știți o dată și vă uitați, vă rog. Eu mă uit, da. Să dau mai aproape să vedeți cum trebuie. Da. Se vede bine? Da. 8 la 33. Da. Împărțit la paranteză pătrată. 1 la 32. Da. Ori 2 la 34. Deci... Așa, ori 2 la 34 plus, în paranteză rotundă, 2 la a 5-a, ori 2 la 20, totul la a 5-a, doar că aici nu era parantezat. Da, cum era? E altă ceva. E altă mâncare de pește. E cu totul altceva. Ei, m-ai stricat tot de ghești acum. Știi de ce? Împărțit la... 16 ori 2 la 23 închid paranteza plus. Da. 7 la 5 împărțit la 7 la 5 minus 1 închid paranteza asta dată la 32 ori 4. Corect. Deci acolo am. Da. Of. Acum urmărim. Și când ajungem acolo, facem ce trebuie. Am făcut, l-am scris pe 8 ca 2 la 3. Da. La 33 împărțit la 2 așa, sus, plus, aici am zis. Acolo. Am zis 2 la 5 plus 2 la 100. Dar nu-i bine. Păi nu-i deloc bine, nu. Acolo umblăm. Păi stați să ștergă. Așa. Deci eu. Este de fapt 2 la 25. Corect. 2 la 25, totul la 5. Asta tot la 5. E altă treabă, da. Mă duc aici, așa scris așa, 2 la 99, părți la 28, plus 2 la 500. Nici vorbă. Nu. 2 egal cu 2 la 25. Aoleu. Egal cu 2 la 25 ori 5, care nu e 200, e 125. 125, da. 125 împărțit la 6, egal cu 2 la 29, împărțit la asta, stați, împărțit la 27, plus... Acolo-i greșeala. Plus 2 la 125 minus 27, nu? Da. Am 98. Da, 98. Cum am spus dumneavoastră. Exact cum am simțit eu ghesiți. Văzut? Așa. Păi și atunci am împărțit la? Și atunci scoatem în factor, egal mai departe, scoatem în factor comun pe? 2 la 98. Păi sunt 2 de al de 2 la 98. Păi... A rămas 2. 1 și cu 1 fac 2. 2 de ale... Deci 2 ori 2 ori 2 la 98. 2 ori 2 la 98. Și egal mai departe cu
2 la 99. 2 la 99 împărțit Împărți. la 2 la 99 egal cu 1. Asta e. Deci așa cum spuneam, simțeam că trebuie să fie o greșeală și am descoperit greșeala, o simplă paranteză pusă acolo, a stricat toate chestiile. Asta, asta este atunci X. Atunci din start am X egal cu 1. Corect. Y cu acum. Aici. Da. X egal 1, ca să ștergească. Că și la X avem de muncit. Și la Y, da. Și la Y. O să fie egal cu. Să vedem. O să am practic 1 la puterea, o să aflăm acum. Y îmi spune așa. A, Y e mai ușoară. Y, adică nu foarte ușoară, e mai grea. E mai ușoară, e mai grea. Y e egal cu. Nu mai scriu Y e egal cu, că iar nu o să am loc. Paranteză pătrată, paranteză rotundă, 11 minus 0 la 11. Ori 3 la 3 minus 3 la 2 plus 1 la 2020. Asta toată. Așa, ori 3 la a doua minus 3, nu, 2 la a treia minus 3 la a doua ori 2. Da. Mai uitat, dacă am scris-o corect, că nu vreau să mai fac aceeași greșeală. Mai citești odată și tu citești și eu urmăresc. Ok. Paranteză pătrată, paranteză rotundă, 11 minus 0 la 11, închid paranteza, ori, altă paranteză, 3 la a 3 minus 3 la a 2, închid paranteza, plus 1 la 2020, ori, cealaltă paranteză, 3 la a doua minus 3 la, minus 2 la a treia, da. Minus 2 la a treia, nu, minus 3 la a doua, ori 2. Corect. Egal cu. Egal cu. Păi. Unsprezece minus 0 la 11. Păi, 0 la 11 e 0. Corect. Și atunci am 11 minus 0. Adică 11. Da. Corect. 11. Ori. 3 la 3 minus 3 la 2. Păi... Am aceeași pasă, doar că... Ce operație este între ele? Da, se poate face. Deci nu ai ce face. Nu poți opera ca puteri, că e operația de scădere între ele. Și trebuie să calculezi. Păi atunci am 8? Nu. 3, 3 la 3 câte? 9 minus 8. Nu, 3 la 3. Unde e? Ai, 3 la 3, am uitat mai bine, scuze. Ok. Atunci am așa. 3 la 3 nu e, este 3 ori 3, nu, e 3 ori 3 ori 3, 3 ori 27. Minus 3 la 2, care e 9. 8.
Nu, 3 la 2 e 9. Deci 27 minus 9, în paranteză pune, plus 1 la 2020. 1 ori 1 ori 1 de 2020 de ori. Și îl las așa. Și face cât? 1 ori 1 ori 1 de câte ori vrei tu până dimineață. Ei, trebuie să calculez 1 ori 1 ori 2020. Păi cât face? Cât face 1 ori 1 ori 1 ori 1? Parcă am mai avut o chestie din asta și ieri. Păi hai, păi cât face 1 ori 1? Dacă ar fi de 2 ori, cât ar face 1 ori 1? Dă 1! Păi mai întrebi. Așa, plus. Minus. Închidem paranteza, pune tot într-o paranteză până aici. Ori. 3 la 2 minus 2 la 3. 3 la 2 e 9. Da. Minus 8. Da. Minus 3 la 2 e 9. Ori 2. Egal. 11 ori. Așa, deci 11 ori. Și acum fac paranteza, că trebuie să o fac. Și am 27 minus 9, 8, da, 18. Pun așa, 18, plus 1, închid asta. Ori 9 minus 8, 1 minus 9, ori 2. Ei, lasă, cine faci în ordă? Nu poți să faci tu acum? Ori 2, minus 18. Chemăm pe altcineva? Nu, eu fac 18. Așa. Egal. Egal cum? Și am 11 ori 18 care dă 2. Facem o mulțire repede. 18 ori 11. 180. Dacă ar fost cu mulții cu 10, făcea 180. Așa. 198 plus 1, 199 ar fi fost, nu? Ca să zicem deodată, 199, nu mai punem paranteza. 199 ori 1, adică, n-are rost, minus 8. Și este egal cu 99, este egal cu 100, deci 181, că este 91, 98. Și gata și... Oare am făcut vreo greșeală? Nu cred, nu? Nu. Deci la mulțire e făcut corect, nu? 198 plus 199 minus 18 și iată că e găsit și X-ul și Y-ul. Și acum trebuie să calculăm. X la Y plus Y la X. 181 plus 181 la... Corect. Păi 1 la 181 e 1. 1, sigur că da. Da, dar nu mai greșesc. 1 și 181 e 181 și atunci am 181 plus 1. 182. 182. Care? Terminate ghești. Atât. Următorul. Să vedem. Următorul este 4. E chiar ultimul? Nu. No. Dar câte mai sunt? 4 și 5? 4 și 5 și gata. Vă las. 4 și 5, 4 câte puncte are? 4 are 2 puncte. Da, și 5-ul? 6. 6 puncte. Păi știi ce? Hai să spunem așa. 4 are 2 puncte, da, și 5-ul are 6. Facem în felul următor. Noi, dacă am stat acum, nici cred că ne ducem până la ora 11, dacă stăm și lucrăm. Eu îți propun așa.
să lucrezi tu și dacă cumva simți că nu arată frumos exercițiul, adică rezultatele nu sunt corecte, atunci mai ne mai auzim mâniseară, poimeni, nu știu când, într-una din zilele acestea, sâmbătă sau duminică, când hotărăști tu. Pentru că mai durează de la lucru. Mă descurc și n-am nevoie. Poate nu ai nevoie. Mă descurc. Poate te descurci, m-aș bucura foarte tare să fie așa. Adică, hai să spunem pe cea dreaptă, Alessia. În urma antrenamentului, până în momentul de față, ai început să simți egheșițiile. Adică, proprietățile cele, dacă le știm perfect, doar aici sunt, nu e altceva decât ești în situația concretă de a face aplicații la chestiunea acelea. Deci nu le știi proprietățile, le aplici. Proprietățile știi, le aplici. Vezi în ce situație. La mulțire, la împărțire, o putere la altă putere. Da? Astea sunt lucrurile care trebuie să le înțelegi bine. Cele 5 sau 6 proprietăți, pe acele le aplici în fiecare, la fiecare exercițiu. Acum, dacă, repet, sunt slăbiciuni și nu-ți place cum arată exercițiul, atunci discutăm. Mai vreau să punctăm ceva. Nu știu dacă ai simțit, în clipa în care ne-am apucat, dacă am citit acolo din Biblie câteva lucruri, nu știu, a fost un moment de încărcătură sufletească foarte puternic și ne-am apucat într-o altă, da, minunat, uite cum... Chestia asta mie îmi face foarte bine, în sensul că ai început să simți ce înseamnă ajutorul lui Dumnezeu. Deci, faptul că asta, hai să spun ceva. Dacă vrei ca ieșițile care le ai 4 și 5 să-ți meargă 100%, înainte de a te apuca, să faci o rugăciune, să zici Tatăl nostru, sau orice altă rugăciune să spui, și să ai încredere că îți va ieși și perfect. Și vei vedea și vei simți cu adevărat sprijinul lui Hristos. Deci vei vedea și vei simți pe direct, așa cum ți-am povestit în mai multe rânduri, cum eu am fost ajutat în dese situații, în multe situații dificile. Că mai tot timpul când mă aflu în fața unui exercițiu la care nu am răspunsul la prima citire, eu așa în interiorul meu, în sufletul meu, în mintea mea, rostesc. O zic, Doamne ajută-mă, măcar atât azi, dacă ți zic și Tatăl nostru sau îți spun ceva și simt sprijinul imediat. Prin matematică, noi la matematică suntem puși în situația de a ieși dintr-o situație dificilă. Că nu știi, totdeauna nu știi cum să reacționezi exact, n-ai răspunsul imediat. Dar dacă își cere ajutorul Dumnezeu, imediat ai șanse. Foarte, foarte clar. Îți vin ideile, așa curge tot exercițiul. Este o stare de bine și este un lucru minunat care se petrece cu fiecare dintre cei care înțeleg asta. Eu stăteam și mă gândeam la următorul lucru. Vezi, tu ești o privilegiată în sensul acesta, pentru că ai descoperit că punând pe Hristos la baza discuției noastre, avem șanse foarte mari. Dar ce fac cei care nu știu de asta, cei care n-au descoperit pe Prof Online? Eu aici rămân foarte trist, foarte trist, pentru că aș vrea să-i ajut pe toți, dar pe toți copiii, de oriunde ar fi din lume. Câți copii, în câte situații de acestea, unii plâng, alții se zbuciumă, părinții sunt supărați. Este o situație foarte, foarte tristă, așa, în foarte multe familii. Iar părinții care se duc la serviciu stau cu gândul că ce fac ei cu copiii, că școala asta online, ei nu înțeleg și tare dificil. De aceea, în privința asta, am o dublă stare sufletească. Pe o parte mă bucur că ai înțeles că sprijinul de la Hristos vine și ce bine este. Pe de altă parte mă gândesc cum să-i ajutăm pe toți ceilalți. Dacă profesorul din mine aș fi avut o atitudine de așa în care îmi fac eu treaba și la revedere, n-ar fi apărut Prof Online niciodată.
făceam lecții la clasă la mine, se bucurau copiii mei și cu asta basta, dar ce făceau toți ceilalți care nu știau, nu, de prof, de, nu știau să facă astfel de chestii? Șansa ca la clasă să fii profesor acela care să aibă răbdare să le explice așa pe înțelesul tuturor. Și ei să poată să câștige încredere. De aceea, tristețea mea rămâne în continuare tot atât de mare că nu reușim să semnalăm și să le spunem că ce bine ar fi, nu? Din nou spun, printr-o televiziune, ce minunat ar fi ca eu să mă aflu la o tablă și tu acasă să stai și te uiți la televizor și să spui, gata, fac ieșiți, am înțeles, aici să mergi înainte, chiar cu rezolvarea și cu toți copiii deodată. Asta e marea mea dorință. Rămân tot timpul. Niciodată n-am fost, să spunem așa, individualist, adică să mă interesez numai de mine. M-au interesat foarte tare copiii cei care n-au șanse. Și spre ei m-am îndreptat de fiecare dată. Dovadă că am descoperit că Dumnezeu este Cel care are grijă și de ei, prin ceea ce mi-a dat mie ca dar. Ne oprim aici, Alesia, și îți mulțumesc și pentru seara aceasta, mai ales pentru că ai descoperit ce mare este puterea lui Dumnezeu și cât de mult ne ajută dacă noi o să punem cartea cărților. Să știi că Biblia este cea mai valoroasă carte care a fost scrisă vreodată. Cartea cărților, uite așa. Deci așa asta este cartea cărților. Să știi că a mea este mult mai groasă. Ce se întâmplă? Hai să vedem de ce este așa. Deci eu am... Biblia mea este așa. Da? Deci este Biblia făcută după... De cine este a ta scrisă? Nu scriu. A mea este făcută de corectată și aranjată de, știi, de cine este? De Bartolomeu Anania. Deci Bartolomeu Anania a intervenit și a făcut corecturile necesare. Mi apare doar asta. Uite, uite cum arată a mea. Deci. Mai spre dumneavoastră, mai spate, cam așa. Așa? Da. Da, la dumneavoastră scrie, da, domnului, da, la mine Deci nu. este mult mai groasă și vreau să spun că cu multe, 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 multe chestiuni așa de finețe și Sper că acum ați pus să citesc în continuare pentru data viitoare. Capitolul 4, parcă, da, fiindcă e weekend, nu pot să citesc mai mult. Ce surpriză faci! Foarte tare, foarte e minunată surpriza asta. Ai început să descoperi, după discuțiile purtate, că se află niște lucruri atât de interesante și de frumoase, încât o să vezi, te îndrăgostești și o să se întâmple un lucru pe care o să-l mărturisești multor copii. Că nu-ți mai trebuie să lași din mână, te vei simți parcă plutești așa de bucurie. Și întorcându-te încă o dată și încă o dată o să descoperi lucruri din ce în ce mai interesante. Mi-a plăcut niciodată o carte așa de tare. Uite ce minunat spui. Asta este cartea cărților. Uite, și tu ai șansa să stai de vorbă cu domnul Mihail Neamțu. El are niște cunoștințe aici extraordinare. Eu sunt, dacă vrei, copilul mic pe lângă ceea ce poate să-ți povestească și să spună. Are o putere nemaipomenită de a înțelege lucrurile mult mai în profunzime, mai în adânc față de ce pot eu. Deci, îl citesc capitolul 4, ispitirea lui Iisus Hristos. Al cincilea este cuvântarea de pe munte, fericirile. Da, fericirile, da? Da. 5 este mai lungă. Dar de fapt, Cât așa, 6.
cât poți tu, nu are importanță. Deci suntem cu Evanghelia cui asta? Cu Evanghelia lui Marcu? Te vezi, dacă a început Evanghelia lui Marcu, cred că scrie acolo sus. Sau Matei. Ia să vedem. La pagina 925. Noul Testament. Nu corespund paginile. A, nu corespund? Matei. E Matei, da? E Matei. Matei început, da? Noul Testament, Sfânta Evanghelie după Matei. Deci cel care a scris-o, prima Evanghelie, Matei, Marcu, Luca, nu urmează și cu Ioan. Sunt patru evangheliști. Știu, dar aici mie îmi scrie sus aici Matei. Da. Evanghelia după Matei. Îmi spune prima dată, mi-a spus, propovăduirea lui Ioan Botezătorul, botezul lui Iisus Hristos, ispitirea lui Iisus Hristos. Iisus da, capitolele. Capitolele sunt din Evanghelia după Matei. Așa trebuie să înțelegi. Da? Capitolele acestea care sunt scrise de Matei. Evanghelistul Matei. Adică de ce? Evanghelistul este cel care a scris această Evanghelie. Da? Ei au fost chiar contemporani, chiar au fost împreună cu Iisus, au fost ucenicii lui Iisus. Deci ei au trăit aceste lucruri pe care le-au scris acolo, da? sub inspirația puternică a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt i-a îndemnat și i-a îndrumat să scrie lucrurile acele pe care le-au trăit și iată de 2000 de ani aceste lucruri sunt continuu prezente și ce minunată și cei care reușesc să înțeleagă și să pătrundă adânc, îi schimbă viața. Sunt altfel de oameni. Sunt oameni care sunt mult mai buni, mult mai toleranți, mai îngăduitori, mai nu știi să mai fii rău. Nu știi să mai fii rău după ce urmărește și citești din Noul Testament, apoi și Vechiul Testament e foarte valoros, dar e mai greu de înțeles. Noul Testament, cu asta se începe, cu Noul Testament și este mai aproape de noi. Ne oprim aici, Alesia, și îți doresc mult succes. Mulțumesc. Și dacă apar probleme, repet, mă poți suna, da, și să stăm de vorbă. Dacă nu apar, cu atât mai mult mă bucur. Cu atât, da, mai mult. Da? Atunci, seara bună, mulțumesc. La revedere. La revedere.